streaming. Ok. Dacă vrei să intervii cu ceva, The Father, mai bagă. Să dau live și pe grup? Are rost? Da, să mă mai bine. Bine, ok. Here we go. Ce vreau eu să vorbesc astăzi? Deci e o chestie... materia se numește metode avansate de rezolvare de probleme de caca pe boss, da? Dar ideea cea mai mare e că eu vreau un pic să vă pregătesc terenul și pentru semestru care vine, semestru 3, semestru 4, anul 2, anul 3, viața care vine după facultate, că există viață după facultate. Și anume, vreau să discutăm un pic mai general despre informatică și despre rezolvarea de probleme și după aia imediat ajungem rapid la ce ne doare pe noi. Ce credeți voi că e la baza care influențează foarte mult rezolvarea de probleme? Ce intră în sistemul meu de rezolvare de probleme? Bia. Modul în care le gândești? No, bun, dar concret, concret. Deci, hai să zicem așa. Știați că o să vină un desen, nu? Nu, dar ai să-l scrie și aici. Stai, nu mă pic. Îl pun. Stai, da, bine. Deci, hai să ne gândim așa, că eu am aici o cutie neagră care îmi rezolvă o problemă, da? Ideea e că în această cutie neagră, nu știu cum, o rezolvă, ok? În cutia asta neagră intră ceva și iese rezultatul, corect? No, păi ce intră și ce iese? Astea sunt întrebările pe care le punem la început. No, îmi zici, Bia, în opinia ta. Deci de două ori mai bine, ok. Ziceam, dacă eu văd soluția mea la o problemă, soluția mea programatică, să zic, algoritmul meu, da? La o problemă. Ca pe o cutie neagră, da? În care intră ceva, intră datele problemei, iese rezultatul, da? Înseamnă că această acțiune, activitate de a rezolva probleme, depinde foarte mult de ce? De ce se întâmplă după ce se întâmplă datele? Nu, ci de datele în sine, mai presus de ce se întâmplă. Sursa problemei o reprezintă datele astea. Da? Dar ce sunt astea date? De ce le zice date? În franceză cum le zice? Cine știe? Cum zice la bază de date în franceză? N-ați făcut franceză, bă? Carina? Chiar nu mi-amintesc. Bază de donee. Nu? Sună plauzibil? Deci, done. Deci, done. Vine de la done. Știi? Deci, de a dona, a da chestii. Deci, de-aia li se zice date. Că îs date dintr-o parte în alta, da? Dar ce înseamnă, de fapt, datele astea? Ce reprezintă ele? O formă de... King of Haters. Informație. Corect. Și toată știința asta pe care, arta despre care vorbim aici, de rezolvare de probleme, poartă numele mare de informatică, da? Adică e ceva peste informațiile respective. Și azi vreau să vorbim un pic despre importanța datelor de intrare a oricărui algoritm despre care vorbim. Că fără date ai rula în gol acest mecanism de rezolvare de probleme. Sunteți de acord? Deci ca să rezolvă problema, problema aia e compusă din date care de fapt se materializează niște variabile de intrare și dă rezultatele prin intermediul unor variabile de ieșire, corect? Ok? Corect. No, bun. Și acum trebuie să ne gândim cum ne vin datele la diferite probleme pe care le putem rezolva. Cea mai simplă, deci plecăm clar de la cea mai simplă reprezentare a datelor. Hey, Gabi. Acum vreau să te salut.
Hei, Ana! Voiam să te întreb, ecranul tău trebuie să-l fac Twitch? Da. Deci nu mai ești pe Discord cu ecranul? Da, da, da. Ok. Bună. Hello. Deci, cum ni se reprezintă datele în modul cel mai banal cu putință? Dacă ești un medic sau dacă ești un economist, în ce, cum ți se prezintă datele tale? Datele despre pacienții tăi sau datele despre clienții tăi sau datele despre evoluția stock marketului, nu știu, stockului, nu știu care pe stock market și așa mai departe. Cum, cu ce operezi? Un tabel, sunteți de acord? Indiferent de, deci în proful, da, care le dă note la studenți. Într-o grămadă de meserii de genul ăsta, datele sunt tabulare, da, sau tabelare. Și probabil știți de formatul CSV, da? L-ați folosit. Ana? Nu. N-ai folosit CSV, Doamne păzește și apără-ne, dar la FP, cum stocai entitățile? De la ce ne prescumpăream să mă oprim? De la comma separated values. Bă, man, dacă s-au întâi toți... Așa. Poți să zici ce înseamnă CSV. Nu, adică, da, bă, ori făcut în primul semestru, dude, că vreau de la ei să-mi zică, okay. Înțelegi? Deci... Au făcut în semestru, nu mai zic. Ok. Ana, n-ai făcut la The King Arthur să stochezi în CSV? Dar nu știu dacă CSV făceam. No, bun, deci e un format de fișiere standard CSV, da? Comma separated values. E nothing fancy, ok? Deci pur și simplu, ce cum traduci asta, comma separated values? Zi în română. Valori separate prin comă, prin virgulă. Prin virgulă, da, corect. Bă, the father, fii atent, ți-am zis de cuvintele inventate de copiii ăștia, bă. Care? Ai zis de mapă. De fapt, tu știi de mapă, că ești gamer. Dar, care era ăla la tu, bă? Filă. Filă, bă. Ai zis de filă. Filă înseamnă fișier. What? Da, bă. Da, filă e fișier. You gotta be freaking kidding me. Deci, ori făcut și meme pe tema asta. Bă, aveți meme-ul, bă, să-l arătați și lui Cristi. I-a auzit, bă? Tu i-a auzit că asta cu e pe Instagram? Holy shit, man. Making me feel old că I don't own an Instagram account. Well, that's your fault, isn't it? Păi, dar nu că am, dar e administrat de o student. Ok. Ok. So, Ana. Da. Vreau acum, de scopul meu, e să vedem în Linux, în cum manipulăm fișiere CSV low level în sistemul de operare de la OS, da, de Linux, nu în Windows. Nu, nimic cu fancy editor, nimic. Nu zim cum să fac un fișier în care să îmi pun entități. Să zicem entități.csv, cum creez un fișier? Așa. Touch entities.csv. Ok? L-am creat și acum hai să folosesc un editor foarte primordial de texte numit Nano. Și ce o să zic? Hai să alegeți tu cu ce entități să lucrăm. Cu mingi. Cu mingi, ok. Și mingi. Ok, și ce o să aibă o minge? Din ce e caracterizată o minge? Ce tip e? Ce tip? Adică tip de basket? Ceva de genul? Da. Basket, fotbal. Așa, ce... Dacă vrei poți să fii student, să fie mai general și să ai ID-uri. Whatever, ce vrei tu? Deci, e minge de basket, ok? Dar și ai... Stai de un pic, dar numai studenții pot avea ID-uri. Adică vrei să-mi zici că dacă tu ai o fabrică de mingi de basket, nu o să le dai câte un ID unic la fiecare minge de basket produsă? Ba da, ok, păi și atunci hai să dăm un ID, da?
Da. Minge de basket, 34 dia, nu știu, inch, diametru, whatever, nu știu, nu s-o obseda de mărime, dar ok. Zi. Altceva? Culoare? Păi, așa. Albastru. Așa? Mai zim ceva float, ce să fie? Material. Pre, așa. Material, ok. Umflată. Dacă e umflată sau nu, dacă așa. Are, așa și să-i zicem prețul, da? Perfect. No, bun, ne ajunge, da? Și mai băgăm niște entități aici ca să fie, da? Uh-huh. Ce era a treia? Golf. Mărimea. Punem vreo câteva să fie bine ca să nu fie rău, ok? Mai punem și de fotbal. Aici, din ce mai poate fi făcută mingea? Din piele. Da, costă mai mult, da. Bă, vă știți ce e aia Artex, bă? Guys, ați auzit de Artex? Nu. Ah, the good old days, bă, când jucam fotbal. In the hood. Cu băieții din Turturica. N-ai putea să faci stream totuși pe Discord, că are un pic delay pe aici. Facem, cum da, să nu. Da, bună idee. Let me go live. Așa. No, the father, ce zici de ăla, mă, Mimu? Cu... Da, cred că l-am zis. No, ce poți să mai zici, bă? bun. It's all good, it's all good. Care? No, mă. Ruby. A? Ruby. Rugby. Ruby. Da. Handball. Tennis. Ping pong. It's okay. Golf. Rațele și vânătoare. Care? Rațele și vânători. Good one. It's cool. Și hai să punem aici niște. Asta trebuie să fie 2,4 sau ceva. 3,4 și asta. Tenis 13,4 or something. Ah, nu. Hai zicem că e ok, ok? Bun. No, bun. Și eu am fișierul ăsta, da? Care îmi prezintă. Acum trebuie să vedem care e structura unui tabel de genul ăsta. Vedeți că vreau să un pic să vă amintiți de chestia asta. Când ajungem să vorbim despre inteligența artificială, da? Mai încolo. Dar țineți minte, dacă puteți. Ideea e, dacă eu am tabelul ăsta în care am linii și coloane, da? Ce reprezintă o linie? O entitate. O entitate sau, zi-mi un sinonim. Corect, corect. Entitate, instanță, obiect sunt exact noțiunile pe care le-am învățat acum la programarea orientată obiect, da? Deci putem să-i zicem aici entitate. Corect? Ana? Da. Obiect. Bun. Bun. Zi-mi atunci, Ana, ce am pe o coloană. ID-ul, tipul de minge. Dar zi-mi la modul general. O coloană ce reprezintă? Caracteristică. Sau cum se zice în OOP? Așa. Bă, nu fiți popândăi, ziceți-mi care e denumirea corectă.
Corect! Atribut! Corect, da? Nu? Ești de acord? E proprietate. Păi proprietatea e dacă ești tu super elevat în C-Sharp, dar noi suntem la C++, baby. Ah, ok, sorry. Dar proprietatea e un concept peste chestia aia în care vii și îți faci automat getter setter pe o chestie care e privată, dar tu de fapt o vezi ca pe o chestie publică, you know what I'm saying? Deci un pic... Da. Dar atribut îi... Deci, hai să... Păi ideea e că... I know, că... Ești în XML, atribut e diferit de proprietate, știi? Yeah, true. Îmi pui proprietățile, so that's, you know, e un pic diferit. Ok, dar eu zic atribut pentru că, hai să luăm istoric, da? Înainte să apară... Dar nu, să, că this is a history lesson for them. Deci, Ana, mai știi de ieri că am vorbit despre ce, cum se făcea în C? Era programare procedurală, adică n-avea decât funcții care se apelau pe alte funcții, care apelau la niște băiețași, care apelau la alte funcții, da? Și atunci, ca să modelezi entitățile din realitate, tu foloseai tipuri abstracte de date. Adică structură, type def struct, da? În care băgai acolo una lângă alta atributele astea și comportament, adică funcții care primesc acele structuri. Mai ții minte? Da. Și transmiteai totul prin pointerul ăla preferat al tău despre care vrei să vorbim și o să vorbim, ok? Bun, dar după aceea, în anii 80, a venit băiețașul numit, zi-mi, Carina. Cosiu, adică Ricci. Dennis Ricci, da. Așa, deci el a venit, scuze, stai. Deci în anii 70 a venit el, Dennis Ricci, cu Siu și în anii 80, în 1984, a fost introdus C++-ul creat de cine? Bjarne Straustrup. Sper că l-am pronunțat bine. Da? Care o zis de la început că cu ce-o venit el nu e decât C cu clase. Da? Și atunci o zis că în loc să folosim o chestie mai rudimentară numită tip abstract de date, în care îți trebuia structura separată și funcțiile iară separat pe baza structurii respective, oricodat el și cu băiețașii lui noi concepte abstracte, și anume clase și obiecte. Adică au pus împreună structura și comportamentul în aceeași clasă. Ok? Ați înțeles ideea? Da. Bun. Și acum, tu ca să stochezi... Ana, unde se află în timpul derulării programului clasele, obiectele de tipul clasei, să zicem, minge? Repozitoriu. Și repozitoriul unde se află? În care parte componenta calculatorului? Corect. Bun. Dar ideea e că, așa cum am vorbit și ieri, toate programele în derulare, da? Hai că ne ducem un pic aici, vedeți? Stai, nu aici. Aici. Toate programele mele în derulare, processes, da? Vorbeam de procese. Un program în derulare poartă numele de proces, corect? Da. Bun. Toate astea se află în memoria RAM, ok? Sunt vii, sunt curent electric care trece prin niște filamente conductoare, da? No, bun, dar dacă se ia curentul, toată informația asta vie s-o dus, pentru că ea depinde de tensiunea, da? De tensiunea oferită de zi, sursa ta de tensiune din calculator, corect? Dacă sursa aia de tensiune se oprește să mai pompeze electron prin tot sistemul tău, toată informația ta, care de fapt e dată de intensitatea cu care trec acei electroni, acei purtători de sarcină prin filamente, dispare. Deci pierzi informația. Ești de acord cu mine? Da. Și atunci, ca să nu o pierzi, trebuie să ce să faci? Să faci un fișier. Să salvezi. Și unde se află fișierele? Pe hard disk. Pe hard disk, ok? Pe memoria persistentă. Că nu-i mai zicem hard disk. Că poate să fie și SSD, flash drive, ce vrei tu. Pe o memorie persistentă, care pe un suport magnetic, poate să înmagazineze informația, dar informația devine moartă acolo, da? Deci ea nu trăiește, nu se schimbă decât dacă faci tu operații pe ea. Informația devine vie când se transformă din fișierul ăla
se încarcă în RAM și tu poți să o manipulezi în RAM, corect? No, bun. Și atunci, CSV-ul ăsta unde o să se afle? Exact, corect, bine zis. Deci toate, fiind un fișier, se află pe hard disk, da, pe SSD, pe, în memoria persistentă. Bun? Ok. De unde, dacă nu îmi iau informația din fișiere, de unde mai pot să-mi o iau? În aplicațiile reale din lumea asta. E ok, răspunsul cu database, ok? Și unul mai fancy de atât, mai la ordinea zilei, care e cel mai fancy way of storing stuff? Let's get cloud. Da, cloud, corect? Deci, dar hai să vedem ce înseamnă un database. O să aveți o materie în semestru care vine, numită bază de date, care o să se ocupe fix de chestia aia. Și după aia o să mai aveți încă o materie cu sisteme de gestiune a bazelor de date care se ocupă de sistemele care gestionează bazele de date. Dar, surprise, surprise, bazele voastre de date nu sunt decât niște fișiere mai fancy. Ana, te așteptai la asta? Nu. De ce nu? Păi, corect, dar ajunge și acolo, dar o luăm încet. Deci, ideea e că tu acum, Ana, da? Ai toate mingile pe care le vrea mușchii tăi sunt aici. Dar cum poți să afișezi în consolă conținutul fișierului entities.csv? Cu cat, da? Bun, și mi-a afișat tot, ok? Dar să presupunem că nu am 17 mingi, ci am 170.000 de mingi, ok? Produse în ultima săptămână la fabrica mea sau whatever, I don't care. Da? Eu vreau să aflu dacă s-a produs o minge de rugby albastră din piele. Cum o să-mi răspund la întrebarea aia? Bun. Nu, dar ce o să faci? Ce o să trească să faci? Cum o poți căuta în acest fișier? Că aici începem să discutăm de neajunsurile fișierelor, da? Deci ce ziceam ieri, Ana, că e un fișier? O secvență de biți. Finită. Da? Correct. Și era de octeți, că ziceam că ne ducem un pic mai sus cu grad. Deci o succesiune finită de octeți, da? Deci eu, dacă deschid fișierul ăsta, eu pot să-i accesez octeții. Pot să accesez prim octet, al cașpelea octet, nu contează, corect? Mhm. No, bun. Și atunci, eu deschid fișierul și sunt aici, la început, da? Da. Ce voi face? Eu știu că fișierul meu conține mingi, deci ar trebui să citesc minge cu minge informația de acolo, da? Ce am făcut ieri, îți mai amintești aia în C++? Când... Da. Aveam clasa X și tot iteram prin chestiile astea și luam minge cu minge, vorba aia, da? Bun. Și zi-mi cât mă costă ca să aflu, să caut în fișierul ăsta dacă există mingea aia mea de rugby albastră de piele. Cum o să faci? Ce o să faci? Eu aș căuta poziție. Păi iei prima minge, verifici dacă e aia, nu? E a doua minge, verifici dacă e aia. Cum se numește această formă de căutare? Căutare secvențială, nu? Sequential search. Am vorbit despre asta, nu, Ana? Probabil. Ce înseamnă căutare secvențială? Înseamnă foarte simplu. Iei pe rând toate elementele pe care le ai în fișier în ordinea în care îs, nu? Ținând cont că tu ai o... Fișierul tău este o succesiune finită de octeți. Deci asta e fișierul tău, da? Până aici informația aferentă primei mingi, imediat după ea informația aferentă cele de-a doua mingi și așa mai departe, corect? Uh-huh. Și atunci tu ce faci? Te duci pe prima minge, verifici dacă e ok. Nu e ok. Te duci pe a doua minge, verifici dacă e ok. Nu e ok. Da? Până când ori o găsești, care e cel mai rău caz?
în situația asta. Când nu o găsești, aia înseamnă că te duci după ultimul element și tot n-ai găsit nimica, corect? Există cazul un pic mai bun în care o găsești pe ultima, când ești like, hiu, nu pot să cred că e ultima. Cum am pățit noi când am pierdut o lucrare la SDA. Holy shit. Deci i-am pierdut la același student la SDA și după aceea în următorul semestru. Deci nu vine să cred, același student s-a întâmplat faza de două ori în două semestre diferite să îi rătăcim lucrarea și să o găsim în alta. Dar nu știu cum naiba tot la același student, bă, deci nu știu. Spooky. Dar încă mai credem în coincidențe? Ok. Înțeles ideea? Deci, care e cel mai mare dezavantaj al unui fișier? Pentru că fără să n-ai ce să faci, trebuie să cauți secvențial în el, corect? Ai două variante. 1. De fiecare dată îți descarci din fișier, ți-l încarci în RAM, cauți în RAM și acolo depinde ce trebuie să faci, că tot trebuie să-ți faci algoritmul, sau încerci să cauți cu un pointer în fișierul respectiv. Că, nu? Că ți se oferă un index la acea memoria fișierului. În ambele cazuri e ineficient pentru că fișierele caută secvențial. Ok? Și atunci oamenii s-au gândit să îmbunătățească această căutare. Și atunci ce-au făcut? Care ar fi o complexitate mai bună decât cea liniară? Care caracteristică căutării secvențiale? No, bun. Dar pentru a face ceva logaritmic, înseamnă că la început cauți într-un spațiu mare pe care îl împarți în două și afli în care dintre jumătățile astea să mergi, corect? Și după aceea afli în care dintre sferturile astea să mergi, după aceea afli în care dintre optimile astea să mergi și tot așa până ori găsești sau nu găsești deloc, da? Bun. Și atunci tu trebuie să faci de fapt care ar fi cea mai easy soluție la chestia asta. Oameni. Păi, da, tot trebuie să folosești fișiere, nu? Deci trebuie să faci un fel de arborescență de fișiere, corect? Dacă ziceam că ai nevoie de structură arborescentă ca să cauți binar în ea, îți vei ține niște semifișiere pe acolo și ca să le accesezi mai rapid. Sunteți de acord? Îți ții chestiile. De ce credeți că... Ba da, old pug, ai dreptate, cu primul row definea fiecare câmp. Chiar mă gândeam atunci că ne-ar ajuta foarte mult să ținem minte care e fiecare. Așa că hai să facem cum zici tu. Mersi pentru intervenție, boss. Keep them coming. Deci avem așa. Ball ID. Sport. Size. Color. Material. Cause I'm a material girl. I'm kidding. Price. Ok. Da? No, bun. Și atunci, oamenii au început să creeze sisteme mai intricate de fișiere. Și pentru asta o să învățați la baze de date că se folosesc B-trees. Deci fiți atenți un pic. Voi, semestrul ăsta, învățați structurile de date și algoritmi, da? Vă place materia aia, bă? Eugen, bienvenido! Nu chiar așa de mult. Bine te-am găsit. Cine a zis că nu chiar așa de mult? Hai să începem discuția. Morciori. Cine ești? Dar cine ești? Dar nu! Salut, Gheorghe. Bă, deci hai să discutăm. Let's talk about it. Ok? De ce zici asta? Nu zic că nu e utilă, că e super utilă, doar că nu-mi place mie să creez tipul de date, atâta. Bă, păcat că zici asta, că... Ți-am zis, nu, o să dau tot timpul exemplu Coach Carter, bă. Știi filmul? Nu. Păi uită-te, ok? Păi cu Samuel L. Jackson, care ia
o echipă de aia, știi, e scenariu clasic, dar nu chiar, că e bazat pe fapte reale. În Richmond, într-o un cartier de ăla super sărac, o, nu știu cât, 80-90% black people, African American, scuze, preia echipa de basket ca și antrenor, da? Și știi situația aia că you end up in jail or shot, știi? Da. Statistic vorbind, no. Și ăștia toți NWA acolo, nu știu, gen, na, nu poți să-i manevrezi, nu nimica. Și omul începe cu să le zică că trebuie să fie fizic pregătiți pentru chestia asta, înțelegi? Să do the fundamentals, să facă suicide, să se pregătească înainte de orice, să alerge distanța unui meci întreg, înțelegi? Și ideea îi că nu, deci eu te înțeleg pe tine, tu te crezi că ești undeva above the level și poate ești, adică cred că ești. Numai că la orice chestie, eu n-am învățat the fundamentals în basket, ok? Și am o aruncare de toată rașpa, cine a jucat cu mine știe cât de enervant îs, ok? Dar tot ce mi-aș fi dorit eu când eram mic era să am o echipă de basket la mine în Alba și să învăț de la un professional cum se face, care îi biomecanica aruncării, cum trebuie să ții mâna, să vină, să zică, să alea. Noi am învățat in the hood, uitându-ne la alții, ăia mai mari cum jucau și dacă ai avut norocul să te ia ăia în echipă să mai joci și tu, puteai să crești că whatever, te-au acceptat băieța și mai mari. Aia a fost flow, ok? Dar ideea e că așa înveți după ureche și ajungi la, ca mine la cal bătrân la 30 plus ani, când ai un ugly ass shot și problema e că n-am învățat the fundamentals, înțelegi? Așa e și cu programarea, bă. Nu zice nimeni că nu o să poți să fii un developer bun, da? Dar fără grind-ul de la început, nu o să ai substanță, ok? Trebuie la început, în orice chestie care e meaningful, trebuie grind-ul, trebuie să înjuri, strângi din dinți și do the fucking work și după aceea, peste 10 ani, o să vezi care sunt efectele acelui sacrificiu de când erai mai tânăr, înțelegi? Eu, I don't make the rules, man, înțelegi? Asta îi, eu nu pot să-ți zic că așa îi, dar pot să zic numai ce mi s-a întâmplat mie, deci și eu gândeam ca și tine când aveam 16 ani, 17 ani, 18 ani, 19 ani, whatever. Taică meu mă lua deoparte, mă mustra, îmi zicea chestii și nu îl înțelegeam. Deci serios, mi se părea absurd ce zicea. Și acum mă trezesc, 10 ani mai târziu, că he was right, bă. Dar ideea e că n-aveam cum să-mi dau seama că he was right, decât dacă treci prin, deci nu-ți dai seama, decât dacă treci și tu prin chestiile alea și îți dai seama că nu tot ce zboară se mănâncă și că nu-i chiar cum crezi tu realitatea, înțelegi ce zic? Mm-hmm. Și acum, ideea e că da, trebuie să fie târșală, da? Dacă nu te doare, înseamnă că nu înveți la chestia cu SDA-ul, înțelegi? Deci, problema e în felul următor. Tu o să fii angajat într-o firmă și tu o să te bazezi pentru a face cod pentru firma aia de third party products, ok? Framework-uri, ce vrei tu, biblioteci externe luate de la altcineva, whatever, totul legit, frumos, da? Și la un moment dat să-mi pute treaba, nu la tine în aplicație, ci la ăla în aplicație, ok? Și acolo ce o să se întâmple? Ai mai multe opțiuni, da? 1. You write angry letters la ăia să le zici, bă băieți, aveți un bug în sistem, vă rog rezolvați-l că depinde jobul meu de chestia pe care voi ați promis-o, dar de fapt nu e așa. O să dureze jumătate de an, da? Nu e al meu. Ok. Deci, ideea e că poți să aștepți ca băieții ăia să-și facă treaba, pentru că, ok, let's face it, orice om greșește, numai că tu ai acolo un chain of command pe care trebuie să-l urmezi și nu o să dureze atât de rapid să bagi niște issue-uri și să le rezolvi atât de rapid, ok? Dar tu poți să faci două lucruri. Unu, aștepți după aia să-și facă chestiile sau, dacă tu știi SDA,
vii cu abordarea o codestu. Știi? Da. Codestu, păi ai mai făcut asta, dar înțelegi ce zic? Că da. Și skillurile alea le dobândești by learning the fundamentals, by understanding how the cookie is made. Ăla-i scopul, știu. Dar tu îmi zici că îi nașpa materia pentru că îi grind. Eu zic că trebuie să fie grind. Înțelegi? Pentru că oamenii, memoria, în memoria afectivă a omului se întipărește mai mult grind-ul decât momentele bune. Da, o să-ți amintești de victorii și de chestii, dar crede-mă că îți îi speech-ul ăla, dacă ați văzut, cum îi zice, Invictus, ați văzut filmul ăla? The Father, știi de ce zic? Da. Hai bă, ăla cu Nelson Mandela și cu Matt Damon, de antrenorul de la South African Rugby Team. Nu? Era prin 2000, când a fost bă? 2012? Da, whatever. Înțelegi ce zic? Deci, da, da. Eu o să... Doar că e nașpa pentru că genul nu-mi place mie. Știu că trebuie grindul, like you have to do the fucking work, dar doar nu-mi place. Like, mă plâng că am... Ok. Exact, da, totuși ar trebui. No, bun. Ok. No, bun, dar stai să-mi amintesc acum de unde am intrat pe chestia asta, că nu mă așteptam la răspunsul tău și acum... Da, așa. Așa, cu Beatriz, da? Deci fiți atenți un pic, că voi trebuie, până ajungeți la finalul facultății, să înțelegeți toate structurile de date known to man. Și am vorbit... Ana, mai ești? Da. Ana Banana. Da, auzi? Da, apropo de Ana Banana, bă, mi-am amintit de unde... De unde... Da, mă, da, stai. Da, apropo de Beatriz, dar stai un pic că vreau să vă zic... Ah, ok, vezi, I'm doing it wrong. Dar uitați-vă la filmul ăla cu rabinul și cu preotul, știi? Că acolo era tipa aia Ana Banana, mai știi, bă? Cu Ben Stiller și cu... Zi. Yeah. Ok. No, bun. Deci, getting back to what's important. Structuri de date. Care sunt structurile de date? Hai să recapitulăm, Ana, să continuăm ce am vorbit ieri. Da? Duplicate tab. Băgăm aici o tablă nouă. Bă, de la Moise n-au mai folosit oamenii atât de multe table, bă. Asta e MS Paint pe net? Da. Ce șmecher. Dacă asta consider că ești maker, înseamnă că ai o percepție foarte bună asupra vieții, bă. Da. Taci, mă, că you need to use wine, dar I'm trying to cut back. Păi, ai nu știu o aplicație bună de pe Paint pe Linux, nu, Krita e pentru professionals și momentan aia foloseam când vreau să fac sketch-uri. Da, bă, onișor, dacă nu merge nimic, atunci de ce joc eu, cum îi zice, mă, ce mi-am instalat acum? Dar cred că l-am dezinstalat. Call of Duty 2 pe Linux. E, dar dacă e din ăla din nou, shot merge. Păi da. E ăla, mă, de jucam noi în 2003, ăla 2, Call of Duty 2, ăla cu misiunile de al doilea război. În 1941, boss. Aaa, bine, boss, corect. Battlefield Vietnam. Ok, Ana. Da. Zim, structuri de date și DSAuri. Stai. Structuri de date. Dar vezi că acum completăm lista cu toate, cu tot ce trebuie. Ok? Deci, ai zis așa. Dynamic Array. Ok. Așa. E cineva și de la linia română? Pe aici. Lume. Soră lume. Noi, nu? Toți sunteți de la engleză? Da, ok. E ok, man. Dynamic Array. Următorul. Linked list. Single și double. The Father, mai știi, bă, când am venit la tine, când erai în anul întâi de am implementat ceva de genul single linked list sau double linked list? Bag. Așa? Da, no. Dude, cine este acest... confuz, care au zis bag. Unde ești? Aha. Ok, bă, deci primul lucru, un fundamental pe care trebuie să-l înveți din materia asta, am zis-o și ieri. Separarea, părții abstracte,
de implementare, corect? Da. Deci aia e de bază, menuț. Deci aia e o filozofie pe care trebuie să o prinzi de ce, de ce se face așa, corect? Da, ăla e un data type asistent, data structure. Corect. Ok. Mai zi. Hip hip hooray, ok? Și după aia, urmează, deci aici cumva vezi că astea, dynamic array și linked list, sunt liniare, da? Sunt structuri de date liniare, da? Corect? Adică, again, dynamic array-ul nu-i altceva decât o zonă continuă de memorie care e împărțită succesiv, secvențial, pe entitățile pe care vreau să le stochez. Și atunci, fiind puse una în coadă la cealaltă, fiecare are câte un index, da? Care, care îți spune, bineînțeles, ca de obicei, câte entități are de același tip în array înaintea ei. Deci prima entitate nu va avea niciuna, următoarea va avea una, două, trei și așa mai departe, da? Simplu, frumos. Dacă vrei să le înlănțui, vei avea nevoie de cunoștință de CFR, nu? Ca niște vagoane, vei avea o locomotivă aici, un pointer la primul vagon care va ține informația aici și se va lega de ea vagonul următor în coada nodului, adică next. Da? De fapt trebuie să pun săgeata invers, că se pop în două. Ok. Deci next, next, nu, informație next, informație next. Așa e, Ana? Da. Până când pointez la nil. Da? Da. Doar că aceste două structuri, fiecare, fie dynamic array, fie linked list, sunt liniare, deci nu va reuși să mapeze informații care au o structură arborescentă sau de graf. Și atunci, binary heap-ul este primul, mai ții minte ce era, Ana, de ieri? Da, era complet, era balansat. În primul rând era un arbore. Era un arbore? Binar, complet și echilibrat, da? Deci, binar înseamnă că are maxim 2 copii fiecare nod. Complet înseamnă că trebuie să completezi prima dată copilul stâng de pe ultimul nivel înaintea copilului drept să nu fie găuri și să nu las niciun fel de spații. Și echilibrat, ce era? Ăsta e echilibrat? E multe nivele între unul și altul. Păi, ideea lui, ca orice subarbore, inclusiv arborele în sine, să aibă următoarea relație, ca subarborele lui stâng și subarborele lui drept, Să nu difere în adâncime sau în înălțime, cum vrei tu să zici, mai mult decât un nivel. Da? Deci pot să fie egale sau unul să fie, cum e cazul ăsta, cu un nivel mai mult. Corect? Da. Bun. Easy peasy. Bun. Doar că ziceam ieri că acest binary heap poate fi reprezentat blăniță pe un vector dinamic. Ok? Pentru că dacă eu dau index în BFS 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu voi putea să modelez relațiile dintre părinte-copil pe principiu că 0 are copilul stâng pe 1 și pe copilul drept pe 2 și 1 l-are pe 3 și pe 4 și v-ați prins deja, da? Ai înțeles ideea de ieri, dacă ai foarte bine făcut pe finalul ăla. Erai confuză la început, dar o mers șmecheria, da? Bun. Ce mai avem? Cine îmi zice? Stai să-mi zică băiețașul meu, morciorii. Ce alte structuri arborescente de date mai am? Nu știu. Nu? Păi ai zis că te plictisește materia asta, bă. Eu credeam că știi. A, ce? Nu. Băi, dar nu să mă plictisește. Ok. Atunci te terorizează. Cine îmi zice, bă? Carina. Așa, binary search tree. Dar aici e o problemă. Pentru că acești binary search trees, cum trebuie să fie, Ana? Nu știu. Păi ca să-mi dea complexitatea logaritmică. Am discutat ieri. Când e asigurată complexitatea logaritmică pe un arbore? Hai că știi. Numai nu-ți fie frică. Mai ții minte când am calculat câți pași face adăugarea și ștergerea dintr-un heap? Da. No, cine îmi dădea complexitatea asta? Numărul de? Nivele. Nu, și numărul de nivele, când îi logaritm în baza 2 din N? În ce fel de arbori? A, în echilibrat. Binar. Când e echilibrat, mă.
Și binar, dar nu era, nu ziceam că trebuie să fie musa echilibrat, că dacă nu, puteam să am, ziceam că dacă pun numai pe stânga, nu, dacă eu îmi încep un arbore și pun tot timpul pe, îi pun copilul stâng, după aia îl pun pe copilul stâng al copilului stâng, după aia îl pun pe copilul stâng al copilului stâng, păi n-am exact o listă dezlănțuită din asta. Corect? Da. Și atunci arborele trebuie să fie complet echilibrate, adică să primul nivel să fie full, al doilea nivel să fie full, doar ultimul nivel să fie full de la stânga până într-un anumit punct. Corect? Ai înțeles? Ana? Te-ai blocat câteva secunde, dar... Ok. Bun, și atunci, pentru a păstra acești binary search trees, nici nu discutăm, deci nu vreau să vorbiți despre binary search tree așa dezechilibrați. Trebuie să creăm mecanismele ca să echilibrăm în timp ce îi creăm, știi? În timp ce adăugăm chestii, scoatem chestii, etc., da? Și atunci, cum se numesc ăștia? Avem două versiuni populare, AVL trees și, cine mai știe? ZVL. Ce folosește James Bond în Casino Royale, să zicem așa? Red Light trees. Corect. Ok, acum ai nu, nu, stai, încă n-ajung acolo, deci acum, ca să, deci, fii atent, ca băieții ăia din Richmond să ajungă să joace in the finals, da, o trebuie să treacă, să facă suicide, să meargă dintr-o parte alta a terenului, să-și scuipe acolo plămânii, ca să master the fundamentals, ok? Încă n-am ajuns aici, nu o să te învăț chestiile astea acum, numai ți le amintesc ca să avem. O să ajungem până la finalul materiei să le acoperim pe astea, înțelegi? Mă auzi? Dar, ideea e că noi o să facem check, știi? Deci noi până acum avem check la dynamic array, check la linked list, check la binary heap, ok? Astea încă n-ați ajuns la nivelul în care să le înțelegeți, ok? Ajungem când trecem prin restul. Ok? Da. Bun. Guys, cine mai e pe aici? Karin, nu Karina, hai să, că pe Karina am întrebat-o. Gabor. Are you with us? Scrie pe acolo? Nu, mă, că nu scrie. Zice omul care joacă Hollow Knight. What the fuck is that? Sună a Burning Man. Ba, am început să joc, e fine. Jumanji atunci. Da, eu nu acum ce am intrat. Aia e perfect. Da, bă, boss, dacă tot te cheamă Jumanji. Sper că te referi la filmul ăla blăniță cu Robin Williams, nu? Evident. Ăsta cu The Rock. Nu, primul din cele trei. Da. Primul din cele, da. Bandersnatch. Ce, ți-a plăcut la primul cu The Rock? A fost ok, dar come on, bă, îl compar pe Robin Williams. I mean, come on. E fun. Yeah, well. Da, și motivul se numește un film pe care l-am văzut noi, dar nu știu cât. Ați fost atunci când ne-am uitat? La Good Will Hunting, da. Dar acolo nu lua și Matt Damon premiul. Păi nu, o lua Matt Damon și cu Ben Affleck pentru scenariu și producție, man. Au fost cei mai tineri câștigători de Oscar. Aveau 19... A fost producător, Matt Damon ăsta. A fost writer, el și cu, deci, el și cu Ben Affleck. Bă, dar ei, they dropped out of college, n-ar trebui să vă dau exemplu ăsta. S-au închis în casă, au făcut scenariu și după aceea au mers la Gus Van Sant și au zis, bă, vrem să facem chestia asta. S-au întâlnit, ghici cine, nu, producerul, știi cine era? Ca să vezi ce ironică e soarta, bă. Harvey Weinstein. O, mai fi făcut ceva Ben Affleck acolo ca să ia... Păi corect. Deci, îți dai seama, unul dintre filmele preferate n-ar fi fost posibile dacă jegul ăla nu îl producea, bă. Și după aceea ăștia erau toți morcoviți pe acolo că n-o să fie bine, că o risca totul pe chestia aia. Și când s-au mai relaxat un pic a fost când a zis Robin Williams că îi place rolul. Da, bă, deci ce-a făcut din rolul ăla, bă, băiatul, bă, deci nu, deci nu știu. Ok, hai să nu divagăm. Ok, revenim, da? Ana. Ana.
Bolile, vezi cine din județul Alba, bă, și știe boxa. Ok, da. Și acum aveți o altă materie despre care trebuia să vorbim ieri, dar n-am vorbit, și anume, care era? Grafuri. Grafuri. Care era diferența între arbori și grafuri? Ce aveau grafurile și n-aveau arborii? Cicluri. Corect. Și atunci, arborii sunt o subclasă de grafuri, da? Listele înlănțuite sunt o subclasă de arbori. Variabilele sunt o listă cu un singur nod, să zicem. Da? Deci, practic, totul e un arbore, dacă stai să te gândești, corect? Totul e un graf, scuze, totul este un graf, corect? Ana, ești de acord cu mine? Da. Pentru că dacă toate sunt subclase din chestia asta, cea mai generală e graf. No, bun, și de-aia avem o materie separată pentru graphs, da? Și pentru graphs am nevoie de ce? Cum implementez un graf în mod optim? Cum ai implementat graful, Ana? La materia de graph algorithm sau cum se numește? Cu dicționare. Ok, dar ce e la dicționare? Că n-am vorbit încă de asta. Și de ce? Și de ce? Dar de ce eu trebuie să o implementezi cu dicționare? Ce operație trebuie să fie optimizată, bă? Accesarea. Căutarea, nu? Sunteți de acord? Hai să ne uităm un pic cât mă costă, că de aici am plecat, bă, nu? Ana, vorbeam de căutare în acest fișier, da? Și am zis că de obicei pe un dynamic array care nu-i sortat, căutarea e ODN, corect? Da. Pe un linked list pot să fac căutare binară. Nu. E cea mai mare porcărie, nu? Pentru că nu pot să mă mut direct pe poziția din mijloc, nu? Corect. Și atunci de ce am nevoie? Că ați făcut? Ce fac de obicei studenții cu cursurile? They skip them, right? So you need a skip list. N-ați făcut skip list? Uai, câtă plictiseală a fost în vocea ta. Au zis ceva. Da. Carina, tu ai zis, nu? Da. No. Da, skip, zice, deci ții mai mulți pointer pe acolo, nu numai la următorul, ții și la ăla de la jumătate și la ăla de la sfert și la din alea, nu? Ca să poți sări logaritmic. Are sens ce zic? Da. Oare de ce am făcut asta? Ca să putem să îmbunătățim operația de căutare. De aici pleacă totul, bă. Dacă ne gândim filozofic la ce înseamnă rezolvarea de probleme, ajungem foarte ușor la noțiunea de căutare, nu? Adică vreau să caut o soluție pentru această problemă. Sunteți de acord? Deci, clar, în mod poetic, operația care o dus la apariția tuturor tipurilor de date pe care le învățați la SDA este operația de căutare. Sunteți de acord cu mine? Deci pe aia încercăm noi să o îmbunătățim cu structurile de date pe care le învățăm. Să căutăm tot mai repede, mai blăniță, corect? Da. Old Pug, ești cu mine? Da. No, bun. Și atunci, ideea e că am nevoie de acest așa numitele dicționare de care ați vorbit voi. Care în engleză poartă numele de... Maps, da? Oh, știam că o să fie unul care o să zic asta. Ok, map. Hurts. Dar de fapt map-ul am greșit, nu? M-am luat de popundău ăsta atât că face confuzie și am făcut și eu confuzie. Nu-i map-ul, că map-ul e ADT-ul. Se numește hash table. Ok? Structura de date se numește tabelă de dispersie. Și am mai discutat-o acum câteva ture, dar o recapitulăm acum, ca să fie pentru Ana. Ana? Mulțumesc! Da. Bun. Deci, ce ne ajută în căutarea binară? Faptul că, având N obiecte, da?
Eu pot să împart pe jumate, jumate și să mă raportez numai la MP2 și după aia să împart jumate, jumate să mă raportez numai la MP4, corect? Mhm. Scriu-mi da, știu, dar asta e pentru, pentru ei. Ok. Ați văzut? Stai, nu, un pic. Unde eram? Aici. What? Așa. Bun. Și acum, cine zice că eu trebuie să împart aceste N elemente numai în două și după aia în două? De ce nu le împart în capa? Știi? Mă împiedică cineva să le împart în mai multe subgrupuri? Nu. I'm a rascal, I'm a maverick, nu spune nimeni ce să fac la mine în țară, da? Nu știu, că nu mai știu să parafrazez din Vadim. Da, știți la ce mă refer. Ideea lui că... Exact, 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 vezi? Dar mi se pare ironic că nu voi mergeați să-i cumpărați la bunicul România Mare, cum făceam eu ziarul România Mare și țineam restul că ăla era pentru mine și nu am fotbaliști cu el. Și cum v-am amintit mai multe de Vadim decât mine. Ok, acum, dacă eu am N mare elemente și eu vreau să împart aceste elemente în N mic subgrupuri egale, Ana, urmărești? Deci dacă ar fi vorba de căutare binară, împart în două. N-ul ăsta e hardcodat și devine două. Corect? Și atunci logaritmez timpul de căutare, da? Dacă tot sparg chestiile astea. Dacă eu împart în N părți egale, fii atent că e important aici, da? Ar trebui să optimizez operația de căutare, da? Dacă eu zic așa, am N mare mere, Ana, și am N mic găleți. Ok? Ești de acord cu mine? Dacă eu împart merele uniform în găleți, câte mere îs într-o găleată? Cum? Hello? Un mort. Eva, tu ești? Mă auzi? Da, mă, dar it was a joke. Nu e un măr menuț, hai să ne gândim, deci am N mere, N mare, da? Mere. Da, și pui fiecare într-o găleată. Păi bă, și am N mare mere și N mic găleți. Nu o să pun numai unul, că mi se gata gălețele. N-ul e mult mai mare, ok, stai că am uitat să zic. N mare. N mare și N mic. N mare e mult mai mare decât... Dar nu te uiți aici unde ți arăt. Păi da, am avut timp să dau un lac că N... Ok, I'm sorry. Deci am N mare care e mult mai mare. Deci numărul de mere e mult mai mare decât numărul de găleți pe care l-am, ok? Și întrebarea e câte mere îs într-o găleată? Păi acolo, ok. Vom numerota rația asta cu alfa. Și o să o numim factor de încărcare. Are sens. Adică cât de încărcată e găleata. Sună prea academic. Sună prea... Dar unde crezi că suntem? 6, maxim 6. No. Din nou, bă, cum iese la iveală ăla care e din alba, bă. Ok. Deci, Ana, alfa-ul ăsta îmi zice așa, că eu tot bag mere, tot bag mere, tot bag mere, da? Mă auzi? Da. Și... eu vreau să le distribui uniform în aceste N micuți găleți. Bun, vine un măr nou și acum fii atentă. Eu vreau să le împart după proprietăți, într-un fel, știi? Și să fie uniform distribuite, să nu fie aici într-o găleată jumătate din mere și restul cât e puține celelalte, da? Înțelegi? Corect. No, bun, și dacă presupunem că eu reușesc într-un anumit fel să-mi pun... toate merele cu operațiile de adăugare în acest container, să le pun astfel încât în fiecare dintre astea am alfa aproximativ. Ești de acord cu mine? Deci da. În prima găleată am alfa mere, după aia alfa mere, alfa mere și așa mai departe, da? Bun. Cât o să mă coste dacă eu știu exact în ce găleată se află un anumit tip de mere? Deci pot să găsesc găleata în timp teta de 1, da? Înțelegi ce zic?
Deci dacă poți să găsești găleata asta în tip teta de 1, la fel ca și cum în căutarea binară, eu știam în care dintre cele două jumătăți mă aflu și reduceam aia la altă, o lăsam deoparte. Acum, la pasul ăsta, eu las n-1 găleți dintr-un foc, știu că nu s-a acolo, corect? Pentru că o găsesc exact pe aia a n-a parte în care, n micuța parte în care o să caut, corect? Uh-huh. Odată ce am găsit găleata în care trebuie să caut mărul, cât mă costă să caut mărul? O de alfa. Ești de acord? Ana, O de alfa. Da. No, bun. Și acum hai să vezi care e șmecheria. Deci, eu ziceam așa, că pe Dynamic Array îi nașpa că secvențiale, nu? Că de aici am plecat toată ideea. Și mă costă O de N, da? După aceea am făcut o șmecherie pe Binary Search Tree, aici, da? În care dacă îi țin echilibrați, îmi dă căutarea în timp logaritmic, da? Deci dacă aș face graficul la câți pași fac, prima dată mergea diagonala principală, nu? E o linie. E O de N, e timp liniar, atâta mă costă. Corect? Ana? Alo? Da, da. No, bun, deci dacă caut pe Facebook, înseamnă că fac 100 de milioane de pași, dacă caut să găsesc un om pe Facebook, corect? Acum, cu ajutorul arborilor binari echilibrați, fiți atenți un pic, că trebuie să fie echilibrați, nu poți să... I cannot stress this enough. Deci trebuie musai ca subarborele drept, subarborele stâng să difere în adâncime cu maxim 1 pentru orice subarbore din acest arbore. Ești de acord? Ții minte? Da. Da. No, bun. Deci dacă nu pot garanta complexitatea logaritmică, da, asta arată așa. E o îmbunătățire? Normal. No, bun. Și acum, dacă eu țin cumva alfa-ul ăsta sub valoarea 2, ce înseamnă, cât o să mă coste să caut, dacă eu știu fără nicio no sweat să găsesc găleata potrivită unde să caut și după aceea mă costă O de alfa, dar alfa e maxim 2, ok? Cât mă costă, de fapt, operația de căutare? Practic constantă. O de constantă, să zicem. O de 1. Constantă, să zicem așa, da? Care îi o linie, ok? Nu, e o linie orizontală, e constantă. Indiferent de câte entități am, dacă ele sunt distribuite uniform, pentru că fac eu niște șmenăreli, mă va costa O de 1 ca să aflu dacă un element se află acolo sau nu. Sunteți de acord? Da. No, bun. Și asta e structura de hash table. Acum, care e problema? Că încă n-am vorbit despre hash-ul ăsta. Ok? Păi aia zic. Acum, întrebarea e cum reușesc să aleg găleata în teta de 1. Ok? Ana, mă auzi? Da, te aud, te urmăresc. Bun. Da, hai să mai vorbesc și cu altcineva, că... Costin. Este și un cost out? Ok. Așa. My main man. Fii atent un pic. Ești atent cu noi? Ești aici? Este existent, da. Bun. Deci, eu sunt porcar. Am o grămadă de țarcuri în care pun un număr egal de porci în funcție de ce greutate am. Am porci micuți, porci un pic mai mari, un pic mai mari, un pic mai mari, câte același, aproape același număr din fiecare. 1, 2, 1, 2, 1, 2, corect? Ok. No, bun. Și dacă eu trebuie să caut un porc de o anumită greutate, dintr-o anumită zonă, da? Ce o să trească? Deci eu trebuie să zic... Bă, ai porc de nu știu ce greutate la tine în țarc, da? Deci eu am un obiect, un tip porc, da? În primul rând trebuie să văd unde să-l pun pe porcul ăsta, da? Pe baza greutății lui. Ești de acord? Da. Cum aflu unde să-l pun, da? Trebuie să aflu, să-i aplic o funcție peste acest porc. Da. Da? Și care să-l distribuie uniform. Unde? Ce trebuie să ia funcția asta? Deci funcția asta primește... un obiect abstract, orice obiect ar fi, da?
Și trebuie să transforme chestia aia în ce? Într-un label de găleată acceptat de hashtable-ul meu. Ana, care sunt label-urile de găleți pe care le acceptă hashtable-ul meu? Poftim? Păi, prima găleată are indexul 0, nu? Următoarea are 1, ultima cât are? N micuț minus 1, da? Păi și atunci, eu trebuie ca output-ul de la această funcție, deci input-ul e clar, ori un obiect, dacă eu vreau să bag în hashtable, pot să bag ce fel de obiecte vreau și trebuie să există o funcție care să îmi ia din domeniul obiectelor și să-mi ducă în codomeniul care? Valorilor de la 0 la n-1, corect? Cum pot eu matematic să oblig rezultatul acestei funcții să îmi dea valori la în... sută n? La sută n, ești de acord? Ana? Modulo n. Da, modulo. Da, ești de acord? Resturile împărțite la n poate să fie de la 0 la n-1, corect? Deci, eu pentru obiectul meu, dacă eu îi aplic o funcție de hashing peste acel obiect, îmi va da un număr. Dar numărul ăla eu trebuie să-l limitez între gălețile valide pe care le am eu în vectorul ăsta de găleți. Ești de acord? Da, no, bun. Și asta e o amărâtă de funcție de hashing, ok? Ce complexitate are funcția de, ar trebui să aibă funcția de hashing? Ar trebui, nu? De ce? Pentru că se adaugă, deci de fiecare dată când adaug într-un hashtable sau când scot dintr-un hashtable, primul lucru pe care trebuie să-l fac e să găsesc găleata. Ești de acord? Ana? Da. Deci trebuie să am un porc nou, trebuie să găsesc găleata, aplic funcția asta pe noul porc și găsesc găleata în care trebuie să-l pun. Ești de acord cu mine? Dar pentru asta înseamnă că trebuie să fac toți pașii din funcția asta. Deci de fiecare dată complexitatea asta nu trebuie să-mi depășească O de alfa O ăsta. Ar fi frumos, nu? Ca să mențin constant workload-ul. Toată lumea de acord? Am eu o întrebare. Da. Tu ai zis că N e mult mai mare decât... Deci N mare e mult mai mare decât, da, N mic. Cum așa. N supra N, N mare supra N mic, e alfa care e mai mic decât 2. Ok. Bun. Îi... Corect. Bun. Hai să vedem. Ajungem acolo imediat. E maxim de două ori mai mare. Ai dreptate. Deci eu trebuie să-l... ok. Ai dreptate. Eu trebuie să-l împiedic pe ăsta să devină mult prea mare. Corect? De ce 2? Pentru că de fapt eu vreau să mențin un O de 1 aproximativ. Dacă eu deja încep să caut în mai mult de două elemente, trei elemente, patru elemente, deja se împute treaba, nu mai pot garanta o aproximare de O de alfa, da? Dar e o întrebare foarte legit. Carina, tu ai pus-o? Sau cine a întrebat? Bun. Bun. Ok. Hai că mai scot o tablă la înaintare. Deci. We're gonna need a bigger boat. Hai să facem un tabel din asta, da? Deci, pe ce implementez tabelul? Întrebare. Pe ce implementez tabelul ăsta de dispersie? Un dynamic array, nu trebuie mai mult, corect? E tot ce îmi doresc până acum. Bla, bla, bla. Deci aici am 0, 1. Ana, urmărești, da? N minus 1. N... Da, nu? Ce? What? Hello? Ana? Da, da, eu picat net. Bă, na... She's speaking whale. Deci, nu, e ca și Finding Dory, știi? În Finding Nemo, bă. Dar cum pot? E ok. E ok? Dar cum fac asta? Te aud un pic bullshit-y, așa, mai sacadat. De fapt, toți te auzim mai sacadat. Da, te aud. Te aud, ești ok? Yo.
No, e pică net. Dă-i mă să acum dau. Ok, ok. Stai. Ok. Dar după aia I'm gonna silence her, bă, și nu e ok, nu-i democratic. Să dea rejoin, că ne aude ce vorbim, să dea rejoin la canal. Așa, Ana, dă rejoin la canal. Ai încercat to turn it off and on again. Și trebuie să dai tu serverul în listă. Păi, eu-i da. Oh, Jumanji, e ok, bă? Da. No, zi, amu. Nu sună bine. E picare. Dar ce ai pățit? Nu-ți mere netul, mă? Ești pe date? Sau ești pe luate? Cred că e pe date. Hai că o să ajungem, bă, deci o să ajungem și să vorbim și despre rețele cândva. Și o să vedeți acolo că din nou totul pleacă de la fundamentals, adică tot la bug-uri. Da. Yeah, cool. Da. Deci ziceam, la rețele o altă materie super blăniță pe care o să aveți în semestrul următor și la care probabil o să vă predau că sunteți la engleză. Bă, îți regulile sunt atât de simple, deci toate bug-urile care o să vă ia, o să vă smulgeți părul din cap la materia aia, îs de la că ai greșit o cifră într-un IP sau că nu ai verificat că firewall-ul îi dați jos ca să poți comunica efectiv, să-ți dai ping de pe o mașină de pe alta, înțelegi? Deci și bug-urile care le întâmpli într-o companie în fiecare zi. Corect, dar asta zic, dar numai pentru că asta vreau să zic, că numai pentru că oamenii nu-și fac o disciplină de când îți mici, în anul 3, anul 2 și așa mai departe, ca să ia toate lucrurile de jos, sus, să verifice, facă checkpoint-uri, like check. Știi? Deci it's all about the discipline of coding și de a folosi infrastructura de care beneficiezi. In my opinion. Da, no. Sau pentru ea care lucrează la networking să facă treaba. Sau așa. Ok. Deci nu a inventat nimeni scenariul ăsta. It's in the Bible. Se numește turnul Babel. Înțelegi? Încă funcționează foarte bine pentru ceea ce e. You have to admit. Ce? Că o companie de IT e ca un fel de turnul Babel, că 90% din 90% din overhead-ul de la lucru e din cauza lipsei de comunicare, cum zicea, what we have here is failure to communicate. Mai știi, boss? Da, știu. E exact ce ai tot timpul. Păi da, logic. Povestea a fost scrisă deja, știi? Numai noi o repetăm în alte formate. Da, nici nu-i failure to communicate, doar oamenii care nu-și fac treaba. Corect. Da, bă, dar băiatul ăla din Cool Hand Luke și făcea treaba de numă. Dementul ăla, bă. Holy shit. Ok, Ana, revenim. Da. Bă, v-am recomandat filmul Cool Hand Luke. Uitați-vă, frații mei. Ai shit, you know. Fă o listă cu filmele pe care le recomand. Fă-mi o listă dublu înlățită cu înlățiri pe tablou. Boom. Exact. Poți să faci aici canale de chat. Ah, corect. Ca și muzica aia pe care o ai. Yeah, true. Aș putea. Dar vedem, facem. Dar până una alta, hai să venim aici. Ana, ești cu mine? Întotdeauna. Elsa, unde-i? Elsa. Da, mă, nu erau Ana și Elsa în Frozen? Scuză-mă că m-am uitat la filme. Asta era pentru onișor. O filme de copii. Holy crap. Ce? Bă. Legit, e genial. I know. Ok, dar hai să nu divagăm. Bun. Deci, Ana. Da. Așa. Ți-amintești? Vin acum și funcția de adăugare, deci vreau să adaug un porc, da? Într-o găleată, da? Ești de acord cu mine? Serios, am atât de desmântrări dacă sunt de acord și dacă sunt atentă. Sunt cu tine. Ok, e un tic verbal de-a meu, get used to it, ok? Deci, okay. Nu trebuie să răspunzi tot timpul, dar eu o să te întreb. Ok, no, bun, și atunci, aplic funcția de hashing, ai fost atentă, nu? Când am vorbit de funcția de hashing. Sorry, bă, dar chiar n-am vrut, it's a disease. Nu e adevărat, it's a disease, lasă-mă. Deci, I'm sorry, nu vreau să trolesc, vreau să fii atent. I'm sorry, I did it again. Hai, nu mă supăr, doar că nu, bun, deci calculez
calculezi indexul, să-l numim I, al găleții în care vrei să bagi porcul ăsta, da? Și ajungi cu el și îl pui pe poziția I, ești de acord cu mine? Deci te duci și îl pui și zici că vector de I, să-l numim pe V pe băiețașul ăsta, V de la Victorie, V de I egal cu P. Ești de acord? Nu chiar. Stai. Pentru început, că vreau să vorbim acum despre ce înseamnă coliziuni. Ok? Da? Deci eu dacă apelez funcția add cu o instanță de porc, să zicem P0, și după aia apelez cu o instanță de porc P1 și încă una cu P2, da? Pot să ajung într-un context foarte rapid, un context în care am așa numitele coliziuni, da? De ce? Dacă funcția F pusă pe P0 îmi dă un I0, funcția F pusă pe P1 îmi dă un I1, dar funcția F pe P2, adică aia care îmi zice în ce găleată trebuie pus, îmi dă tot I0, we have a problem, Houston, right? Funcția mod n-1. Scuze, da. Toate mod n, nu mod n-1. Mod n. Da, scuze. Ai dreptate. Deci, funcția pe care o aplic ca să găsesc găleata, da? Ana, ok? Da. Bun. Aia înseamnă că, hai să vedem pas cu pas ce se întâmplă. În add-ul ăsta intru, găsesc, pun pe P0 pe poziția I0, după aia vine următorul, îl pun pe P1 pe poziția I1, corect? Și după aia am cea mai tare formație punk din istorie. The Clash. Coliziune, da? Care vine aici. Și ce fac? Poate să ocupe două porci același spațiu comun? Ana. Depinde, dacă e suficient de mare spațiu. Păi nu-i, că am numai un loc pentru un porc aici, în vectorul ăsta. Nu, e un vector de porci. Deci, size of type def struct porc. Nu pot să le pun pe amândouă. Și atunci ce fac? Păi ce ne facem? Îl pun în următorul loc. Aia o să fie a doua metodă. Vreau cea mai țărănească metodă. Ce ai face tu acum? Ana, vreau să văd cum rezolvi problema asta. Că toți suntem la rezolvarea de probleme. Hop, țop, am găsit o problemă. Coliziuni. Cum rezolvăm coliziunile? Ții un dynamic array de dynamic array-uri și pui simplu like push un dynamic array. Dacă vrei tu în dynamic array, unde îl bagi? La început, la final, pe unde vrei să-l bagi? Păi nu contează. Păi contează că dacă bagi, păi aia, vezi, nu, ți-ai răspuns singur, normal că contează. Ana, vreau și de la tine o variantă. Da, deci zic, cum rezolvi această problemă că trebuie să stochezi pe găleata I0 două elemente, și pe P0 și pe P2, da? Cum rezolvi? A zice că fiecare poziție e un obiect, adică care poate să mai mult. Da, și cum se numește? Adică îți trebuie o altă structură de date care să stocheze mai multe obiecte. No, care îs? Ce opțiune ai? Hai de aici, uite, alegeți ce am vorbit. Deci vrei un dynamic array de dynamic array-uri, ok? Da? Ce-ar zice să fac un linked list aici? Adică să fie în loc să țin porci, deci să fie un vector dinamic, nu de porci, ci un vector dinamic de liste înlănțuite de porci. Da. Are sens. Și atunci aici ții minte pointerul către locomotivă. Deci tot timpul mă gândesc la subcarpați, bă. Și după aia ăsta ține
pointer la următoarea chestie și ăsta are null aici. Și ca informații voi pune porcul 0 și porcul 2. Corect? Ana. Carina? Care e avantajul de a folosi linklist în loc de dynamic array? Păi spune-mi tu. Nu am putea folosi un binary gen, dacă noi totul scriem ca și dynamic array. Nu. Cum? Binary heap, că n-ai tot... Ba da! Cum să nu? Dar nu binary heap. Hei, de ce trebuie? În binary heap, tu trebuie după aia să cauți în această structură. Nu? Că ai operația de căutare despre care vorbeam, că pe care vrem să o optimizăm. Ești de acord cu mine? Și atunci, într-un heap, căutarea nu există. Am vorbit ieri. Că nu există, n-are niciun scop. Mai știi, Ana? Când ziceam noi de procesoare și ziceam că trebuie să-l găsesc numai pe ăla cel mai blanao dintre ele. Deci singura operație care e optimizată pe heap îi get top, care îmi dă ăla cu prioritatea cea mai bună. Deci nu există căutare pe heap. Dar e bine să te gândești la un arbore binar complet echilibrat, Carina. Și atunci care și care e soluția atunci? Corect? Corect. Nu? Bagi arbori echilibrați aici. Și atunci de fapt tu cauți log de alfa, da? Ești de acord cu mine? Da. Nu, că trebuie să ai arbor de căutare. Deci cumva hintul era că trebuie să faci căutare. Nu, asta încercăm să optimizăm de la început. Ar fost mai mare că 2, dacă e logaritmic, că tot scurt. Da, dar ideea e că n-o să fac. Deci la implementarea cea mai banală, nici măcar n-o să țin arbori. Da? Pentru că n-o să las să se încarce atât de mult, ok? Pentru că tipul care a zis că ținem vector de vector, zi-mi, ai găsit răspunsul la întrebarea de ce nu? Nu știu, o parte de fișii din punct de vedere de memorie? Păi bineînțeles! Asta, de-aia s-a inventat lista dezlănțuită, ești de acord cu mine? Pentru că la vectorul dinamic, tu ce faci? Când ți s-a umplut, faci double the size sau 1,4 ori size. Și după aceea ai latență până când se redimensionează. Și voi pariez că nici n-ați implementat pentru vectorul vostru dinamic când factorul de încărcare în el devine prea mic să-l redimensionezi invers. Când faci prea multe operații de ștergere din el. N-ați făcut asta, nu? Deci mă gândesc că în aceeași timp e mai bine. Oricum nu o să fie multe cazuri care se suprapun. Păi asta încerc să menții, că vorbim imediat. Deci, Ana, te-am convins? Da. Deci am un vector de liste dezlănțuite din astea. Și acum problema îi când... hai să ne uităm un pic. Cum evaluăm noi eficiența unei structuri de date. Deci fiți atenți, toată lumea, vă rog, că asta e o discuție foarte, foarte importantă, ok? Deci chestia asta trebuie să o ține, ce trebuie să rețineți din materia de structuri de date, grafuri, whatever, nu contează. Cum evaluăm noi ce structură de date trebuie să băgăm noi într-un program ca să fie cel mai blăniță? Știi? Hai să ne gândim un pic. Păi nu depinde de ce vrea să facă programul? Păi, ba da! Tocmai că materia se numește DSA, ok? Și noi am vorbit până acum numai de data structure și nu ne-am focusat pe algoritmi. Pentru că relația e un pic drăguță între data structures și algoritmi. Adică, bă, da, ok, știu cum se implementează, știu cum să creez eu un data structure, dar de obicei cum folosesc eu structurile de date? Fii atent! Deci, tu lucrezi la ceva pe business layer-ul aplicației tale, corect? Îți vine o cerință în care tu primești niște date de undeva de jos și tu trebuie să oferi niște date către UI, să zicem. Sunteți de acord? La contextul ăsta. Să înțeleg că nu. No, bun. Și atunci, tu trebuie să realizezi, deci asta e exact de la ce am plecat. Ai date de intrare și trebuie să scoți niște date de ieșire și tu trebuie să rezolvi în cutia asta neagră problema. Și acum, prima idee. Nici nu se mai pune problema. Sunteți la facultatea de Mate Info. Eu nu vreau să mai aud întrebarea, dar trebuie să rezolvăm eficient
Aia pleacă de... Aia e premisa scrisă cu litere de aur, frate. Da! Ne chinuim să rezolvăm eficient by default. Astea sunt cerințele, ok? Asta e arta. Și asta, la asta se referă materia asta facultativă. Rezolvarea eficientă a problemelor, corect? Și acum ce fac? Bă, văd ce intră, văd ce trebuie să iasă și trebuie să-mi pun problema, bă, dar ce data structure-uri folosesc ca să implementez task-ul optim? Sunteți de acord? Da. No, bun. Cum aleg data structure-ul? Cum aleg data structure-ul pe care să-l folosesc? Orice poate fi implementat pe Dynamic Array, ești de acord? Uite-te la noi. Da, tot ce am vorbit, era un Dynamic Array în care vrea să băgăm Dynamic Array-uri. Puteam face asta, bineînțeles. Ne dădea complexitatea cea mai bună. Nu. De aia am ales și complexitatea din nou. Revenim la cel mai important curs din primul semestru de la FP. Ăla cu analiza complexității. Complexitate de timp și complexitate de spațiu. No, aici e un trade-off, corect? De obicei. You win some, you lose some. Câștigi într-o parte, pierzi în alta, se creează un fel de saddle point că te încerci să get the best of both worlds. Hannah Montana strikes again. Așa că trebuie să mă gândesc la ce. Iau pe rând structurile de date sau tipurile abstracte de date implementate pe aceste structuri de date și nu mi-e de ajuns să aflu care e complexitatea, deci pe complexitatea operațiilor pe aceste structuri de date. Și îmi trebuie ceva mai mult. Trebuie o analiză mai in-depth a algoritmului meu ca să aflu ce structură de date să folosesc în acel algoritm. Și hai să vedem care sunt operațiile cele mai importante pe orice fel de container abstract despre care ați vorbit până acum. Cele operațiile care sunt comune tuturor. Ok. Lookup. Remove și search. Insert, remove și search. Sunteți de acord? Bun. Astea ne interesează acum pe cazul nostru concret de la hash table-ul ăsta, ok? Ziceam așa. Am N mare entități în N mic găleți, corect? Ce se întâmplă la insert? Crește N marele și N-ul rămâne la fel, sunteți de acord? Da. Deci, ăsta crește alfa-ul. Da? La remove, iarăși, remove-ul scade N-ul. În alte cuvinte, dacă N micul rămâne constant, scade alfa. Sunteți de acord? Da. Bun. Și acum, am alte... Dacă ar fi să iau un arbore binar de căutare, nu? M-auziți? Da. Ce complexitate ar avea căutarea? Log N. Log 2N. Inserarea? Tot. Remove-ul? Tot. Corect. Ideea e că eu aș putea să folosesc, dacă e important pentru mine, dacă e importantă ordinea, fiți atenți un pic, dacă e importantă ordinea elementelor mele, atunci aș putea să folosesc o structură de genul ăsta. Dacă nu e importantă ordinea, eu vreau să îmbunătățesc cât mai mult operațiile respective. Dar, dacă iau un container abstract și eu știu ce algoritm fac cu el, zic for i de la nu știu ce, adaugă chestia asta. If nu știu ce, scade chestia asta. După aia adaugă în următorul bloc chestia asta, da? Eu pot să, sunteți de acord că eu pot să îmi creez algoritmul meu la modul abstract, deci ce e un algoritm până la urmă, Ana? O metodă pentru rezolvarea problemei. În ce limbaj scrie algoritmul? Nu contează. Corect. Pentru că algoritmul nu e o implementare. That was a tricky question. Algoritmul este o succesiune finită de pași care rezolvă o problemă. Și succesiunea asta finită de pași e ceva abstract, zici. Fă aia, nu? Deci, ce uram eu cel mai mult era schema logică, dar v-am zis într-o lecție anterioară că it makes sense ca la început să faci planul abstract de ce pas fac acum, dacă mere treaba mă duc pe dreapta, dacă nu mere treaba mă duc pe stânga, dacă
vreau să fac în mod repetat o chestie până când dă bine, se îndeplinește anumite condiții, fac un loop și după aia mă duc stânga-dreapta până ajung la diferite cazuri de oprire, da? Sigur ați jucat, nu știu, ăla cu Detroit Become Human sau chestii de alea cu multe scenarii și cu multe puncte de final ale jocului și vă place chestia. Gândește-te că același gen de gândire a fost pus în spate la designul gameplay-ului respectiv. Corect? Gen Butterfly Effect. Gen Butterfly Effect, corect. Da? Da, ideea e că eu pot să-mi fac planul ăsta abstract fără ca să aleg concret containerele pe care le reprezint eu. Înțelegi? Deci eu pot să zic, dacă am un container în care bag chestii, scot chestii, caut după chestii, cu aceste operații, eu pot să fac algoritmul. Că eu, la mod abstract, eu zic, în container bagi chestiile astea, scoți chestia aia, îl iei pe cel mai bun dintre chestiile alea. Sunteți de acord cu mine? Da. Complexitatea algoritmului, în schimb, se va înmulți la fiecare pas în care tu faci un apel la funcțiile astea, cu complexitatea funcției respective, ok? Deci asta ce înseamnă? Că nu contează în sine complexitatea punctuală a fiecărei funcții de insert, remove și search, ci contează complexitatea funcției înmulțită cu ce? Cu numărul de apeluri? Cu frecvența de apel, da? A funcției. Și sumă de toate astea, deci de câte ori apelezi funcția de add înmulțită cu complexitatea funcției de add plus sumă de remove cu funcția de frecvența apelului funcție de remove plus search-ul și așa mai departe. Sunteți de acord cu chestia asta? Da. Ana, are sens? Da. Sigur? Dar nu, zim, dacă ceva e neclar, zim, că e importantă chestia asta și un pic abstractă și vreau să fie clară pentru toată lumea. În principiu e. Nu e 100%, dar e ok. Nu, mai zi o dată. Ok, deci am zis că algoritmul e o succesiune abstractă, finită de pași, ok? În cadrul unui pas din ăsta, tu vei face un for în care, să zicem, adaugi, apelezi funcția de insert în colecția ta, oricare ar fi ea. Complexitatea for-ului earlier înseamnă de câte ori apelezi add-ul, înmulțit cu cât costă add-ul. Da. După aceea, în altă parte din algoritm, vrei să cauți niște chestii, da? Să găsești maximul, să zicem. Și zici, tot caută maximul, scoate-l, caută maximul, scoate-l și așa mai departe până când se golește colecția, da? Deci asta va fi frecvența de apel pentru search și search maximum și remove. Deci nu, pentru search maximum înmulțit cu de câte ori apelezi search maximum plus remove. Înmulțit cu de câte ori apelez remove-ul, ca să-mi dea numărul total de pași pe care îi face algoritmul meu. Corect? Am înțeles, da. Deci e legit chestia asta. Și pe ăsta, sunteți de acord că asta e chestia pe care vrei să o minimizezi? Băieți, aia ce înseamnă? Că dacă remove-ul e apelat foarte rar, pot să-mi permit să implementez cu ajutorul, să implementez algoritmul cu o structură de date care mă costă mult pe remove. De acord? Are sens? Da. Carina? Are sens. No, bun. Și asta ar trebui să faceți voi, bă, ca viitori specialiști în informatică, da? Viitori programatori blăniță. Tu primești task-ul și primul lucru pe care îl faci nu e să scrii cod. Primul lucru pe care îl faci e să te gândești la algoritmul abstract de rezolvare a problemei, după aceea să încerci să calculezi formulele abstracte pentru complexitate și să gândești care sunt, care e cea mai bună versiune. Dar bine, asta la început nu o să o faci pe hârtie, o să fie second nature, știi? Ideea e, ăsta e idealul, bă, nu zic că toată lumea face asta, că nu face toată lumea asta. Dar asta mi-aș dori eu, asta ar fi o lume ideală în care eu îmi fac treaba mea de prof și rezultatele sale ascontate, știi? Dar eu trebuie să... Nici eu n-am făcut la vârsta voastră chestia asta, nu, de-abia fac acum, încerc. Înțelegi? Da, eu vreau ca... Ce zici? Te-ai bătut? Nu m-am bătut. Eu vreau numai să zic că vreau ca voi să fiți generația aia șmecheră care începe
să fie blăniță, ok? Care începe să learn the fundamentals bine de la început, înțelegi? Să fie ce n-am reușit să fiu eu la basket, bă, să nu facem, să nu, să ardem niște etape ca după aia să become a better breed of programmers, cu ajutorul meu. That would be the ideal for me. Dar n-am mai, adică materia asta așa online, n-am avut-o niciodată. Nu știu dacă le-am zis la ăia de anul trecut, nu cred. Adică, if you're calling, if I'm bullshitting you, I don't think I am. A, nu. Bă, știu, dar gen, acum chiar stau să mă gândesc dacă le zic la toate generațiile așa. Și ce? Și ce dacă le zic? Adică vrei la să fac un skip year anul viitor la aia să nu le zic? Sau cum? A, să nu le zic că e prima generație, ok. Ai dreptate. Dar, nu știu, man, eu de la an la an încerc să up my game. Asta pot să-ți garantez, că încerc să fac ceva mai mult decât ce am făcut în anul anterior. Și anul anterior nu mi-amintesc dacă am zis chestia asta, dar whatever. Deci, bă, da, dar zic la în IRL, știi? La în orice caz, eu vreau data următoare când mai trebuie să rezolvați o problemă să vă gândiți la chestiile astea. La optimizare, optimizarea însemnând algoritm făcut înainte la mod abstract și după aceea calcularea frecvenței înmulțite cu complexitatea pe fiecare dintre operațiile de acolo care îți dă de fapt adevărata complexitate matematică a algoritmului tău. Și după aia te duci la your zi. Ca la Yu-Gi-Oh! Și la Pokémon, da? Ce ai în Pokeminge? Ai toate chestiile astea, Pokémonii tăi cu care lupți. Înțelegi ce zic? Like, trebuie să îl alegi, te uiți la ce... Da, e exact ca în Pokémon, mă, trebuie să vezi ce calități are ca să se bată cu ăla la altul, știi? Că e de foc, că e de apă, nu mai știu cum era, dar în orice caz. Exact, bă! Aș vrea să fiți voi cei mai buni, cum nimeni n-a mai fost. Înțelegi ce zic? Zic că nu se leagă, bă. Anybody got the chills? No. Yeah. No. Și exactly. It's a dynamic acolo, un fel de. But it's all in the Bible, ți-am zis. Nothing is new. Povestea aceeași. Ok. Ana, da. Ai prins ideea ce am vrut să zic cu asta? Da. No, bun. Și acum, dacă noi reușim să facem inserarea să fie în O de alfa, remove-ul să fie în O de alfa, search-ul să fie în O de alfa, cu alfa destul de mic, înseamnă că ne-am atins obiectivul, corect? Că înseamnă că oricum aș avea frecvențele aici, sumă de frecvență cu operație de insert, remove, search. Oricum aș avea eu chestiile astea, alea se mulțesc cu O de alfa. Ești de acord cu mine? Pot să scot în față complexitatea asta care tinde la 1, știi? Și rămâne numai cu suma operațiilor. Ești de acord cu mine? De aceea o să observați că de foarte multe ori răspunsul la întrebarea ce container pune e unordered map. Sunteți de acord cu asta? Da. Restul lumii? Puzzle. Da. Stai să vezi. Puzzle. Ah, puzzle. Welcome to the jungle. Când ai apărut? Acum, 10 minute. Oh, lejer. No, bun. Acum, Ana. Deci ziceam că atunci când eu am foarte multe operații de insert, ce se poate întâmpla? Îmi crește foarte mult N-ul ăsta. Carina, fii atentă că acum N-ul vrea să devină mare, mare, mare în comparație cu N micul care îi fixat. Ești de acord cu mine? Da. No, bun. Și raportul ăsta e alfa, da? Și eu dacă fac foarte multe adăugări, dar prea puține ștergeri, nu? Că dacă nu ține numai de, cum zicea Cristi înainte, de Pokémon, că e foc versus apă. Dacă eu țin constant ritmul de insert, remove, insert, remove, insert, remove, nu o să am nicio problemă, pentru că dacă numărul de... Dacă iau un timeline, da? Pe axa timpului și iau de la momentul T0 până la momentul T
1, să zicem. Da, pe intervalul ăsta. Și calculez câte add-uri s-au făcut în interval versus câte remove-uri s-au făcut în acel interval. Iarăși, un fel de integrale. Integrale, da, corect. Dacă aceste două, numărul de adiții și numărul de ștergeri rămân, raportul dintre ele rămâne constant, înseamnă că n-ul meu rămâne, n mare rămâne constant. Corect, Ana? Da. Că știi cum e chestia aia? Un primar bun, o furat, dar o și făcut. Nu prea iese în evidență foarte mult prostia, știi? Și atunci problema îi când fură prea mult fără să dea înapoi, că atunci începe să împută treaba. Deci dacă bag multe inserturi și nu mai fac remove-uri, atunci ce se întâmplă cu alfa-ul ăsta, Ana? It's ok. Deci ziceam dacă bag multe inserturi, dar nu fac remove-uri îndeajuns de multe, raportat la inserturile alea, ce face N-ul? O să crească timpul și N-ul se duce prea mult în sus. Așa, bun. Deci, N-ul merge prea mult în sus. Ce se întâmplă cu alfa? N micuț rămâne constant, deci am atâtea găleți, nu? N-am făcut țarcuri în plus, da? Și alfa crește, ok? Și alfa se duce periculos de aproape de 2, ceea ce e nasol, corect? Aia înseamnă că nu mai pot garanta că am 1-2 porci în țarc. Că am câte 2, câte 3, câte 4, deja dăm pe manele. Și nu-i bine. Și atunci ce facem? Care e soluția? Trebuie să fac cumva să... Păi trebuie să fac cumva să scadă alfa-ul, știi? Mărim numărul de găleți, nu? Nu putem modifica N-ul mic. N-ul mic, da? Vreau să cresc N-ul mic. Ok? Și atunci zic că N-ul meu trebuie să se ducă să devină un N' care e mai mare decât N, nu? Principiul, we're gonna need a bigger boat, da? Asta nu ceva să cum tot facem păi, ok, stai numai un pic. Că ris e asemănător, it's close but no cigar. Pentru că până la un punct e aceeași idee, da? Pentru că tu ai implementat totul pe vector, normal că e ca și o redimensionare pe vector. Doar că are o componentă în plus, se numește rehashing. Are sens, Ana? Nu știu ce facem. Da. Ce? Da. Păi nu ai spus acum hash-ul? Da. Păi da. No, bun. Adică nu numai că fac redimensionare, dar mai mult decât... Stai că am nevoie de o gumă mai mare, de o radieră. De ce nu refac toată structura asta? Păi da, faci exact ce făceai la vectorul dinamic. Da, stai un pic să șterg un pic asta de jos. Ca să avem loc aici. Deci, la vectorul dinamic când se umplea treaba, la mine nu se umple, nu o să se poată umple niciodată pentru că listele mele dezlănțuite sunt infinite, da? Poate să se ducă cât vor. Dar e ca și cum s-au făcut prunele pe prun și îți abundă de prune până jos. Ați văzut, nu? Când e an de ăla bun pentru prune, cum se duc crengile de nu mai suportă câte prune au pe o creangă. Corect, Ana? Deja structura de rezistență a pomului nu mai suport atâta road, no. Și trebuie... Nu e rebalansa arborelui, până la urmă, chestia asta. Da, balansarea arborelui tu o faci în timp ce... Da, pe aia o faci la AVL și la astea, le faci la fiecare adiție de nod. Nu? Că n-are rost să o lasă să se perpetueze mult, că după aia te costă mai mult. Nu? O să ajungem și acolo, dar, băi, cele mai... dificil de înțeles chestii din SDA vor fi astea, mă, AVL și Red Black Trees, dar ajunge, de asta zic, învățați să vă târâți înainte să zburați, ok? Hai să vorbim despre chestia asta care e simplă. Observați că e simplă, Ana, de înțeles. Da. No, bun, deci fac acum am de la 0 la N', deci cum făceam resize-ul la vector, acum o să fie de la 0 la N' minus 1, gălețile un număr mai mare, corect? Și ce fac? Am aici o găleată în care are porci, mai am încă una următoarea în care are porci, da? Înțeles ideea? Ana! Da! Ok. Carina, are sens? Da. Și acum, ce o să fac?
O să mă duc stânga-dreapta pe fiecare găleată, dau de o găleată care nu-i nul, că astea tot e nul, să zicem, da? Și iterez prin ea și ce fac? Iau primul porc de aici și ideea e că totul rămâne la fel în ăsta, numai că se schimbă n-ul. N-ul e mai mare, ești de acord cu mine? Deci, Ana. Da. Și atunci, în loc să fac modulo n, trebuie să fac modulo n prim. Și atunci o să găsesc altă găleată pentru porcul ăsta de aici. Corect? Și o pun aici. După aia le iau pe următorul. Cum? N-ar ajuta să cache-ui metodul F de pe lângă valoranții. Ba da, bă da, ăla ții în obiect. Undeva. Știi? Ăla te ajută, nu? Îl ții în obiect, îl calculezi odată. Îl bă, îl ții acolo. Păi hai să ne gândim, stai numai un pic. Hai să legăm un pic de Object Oriented Programming aici. Deci, care e primul limbaj tata lor când vine vorba de OOP? Smalltalk. Cum? Smalltalk. Smalltalk? E primul care a introdus paradigma OOP, bă? Sau tu vrei să zici că ce faci tu acum e Smalltalk cu mine? Glumesc, mă. Da bine, da, comercial. Da, ăla da, care... C++, ok, da, C++, da? Bjarne Strausup, ok? 1984, citiți cartea, bă. 1984. Dacă vreți să înțelegeți un pic din ce se întâmplă. Cred că ai impresia că toată lumea are prea mult timp, man. Citiți, uitați-vă, ascultați, învățați. Nu este atât timp în lumea asta ca să fac cât tot ce zici tu. Nu sunt atâtea babe de grâu, bă, cât e 2 la puterea 32. E mare de nimic. Ioi. Bă, mă faci să pun, să cam cânte cu clase, îl pun acum. Nu, no, las. Ți-l trimit, bă, că nu ți l-am trimis. No. Îl ai? No. Corect. Prea blană, bă. No. Ce ziceam înainte? Ana, amintește. Deci, a, tu ziceai cu simul, cu nu știu ce. Da. La Object Oriented Programming, bă. Everything, deci scrieți din nou, scrieți-vă, notați-vă în caiete dacă le aveți. Everything is an object, bă. Deci nu mai vreau să am discuții cum am avut la laboratoare seminarii acum, da? Pe principiu că, da, de ce, dacă, cum era remarca aia, de ce să pui liță dacă mere șurub sau să nu pui șurub dacă mere liță, știi? Că așa ziceți și voi, că de ce trebuie să fac obiecte dintr-o clasă dacă mere să fac un struct sau să fac un tuplu în Python? V-ați întrebat de multe ori chestia asta, sunteți de acord? Bia. Da. Și îi gândul ăla tâmpit care zice, bă, dar n-am timp să fac getter, setter, dă-le-n sărăcia lor. Onișor... Bă, nu, dar problema îi asta. Că filozofic vorbind, everything is an object. Și deja nu mai ai nicio întrebare. Deci îi scrisă o lege mare, imensă, cu care începe, fii atent, stai că tot a zis Onișor că vă dau de citit. V-am mai dat asta, nu? Thinking in C++. V-a zis Iuliana despre asta. Bruce Eckel, ați auzit de băiețașul ăsta? Da. Asta ne-a dat o să citim mult, că am jucat Dan. La ce? La OS. Păi, Doamne, păzește, apără și ferește, oare de ce v-o dat-o, mă? Deci chestia este basically să înveți să gândești obiectual. Corect, dar dacă te uiți în primul capitol, menuț, deci nu eu am zis-o, scrie undeva, că am citit-o și eu când eram în anul întâi, primul capitol cel puțin, pe ăla garantez că mi-amintesc că l-am citit, dar scrie clar că everything is an object, de acolo pleacă totul, știi? Da, în orice caz. Bă, asta e o carte, dar nu s-a pus să dormi, că n-am ce să-i imagine. I don't know, man. Deci, îi mișto cartea, trust me, ok? Hai că vă dau aici pe grup, să o aveți. Dacă era mult de Omega, nu cred că o să-i dea upload. Aia e, boss. Încercăm. Bum. Bun. Bun. Și acum, fii atent un pic. Că după aceea, când lucrurile au devenit mai... mult mai comerciale prin anii 2000,
cu explozia de care vorbeam, mai știi, Ana? Ce vorbeam ieri când ne uitam la evoluția limbajelor de programare. Da. Deci, ce? Dotcom explosion, nu, da? Păi a venit Java pe filieră. Exact. Exact. Și băiatul a făcut thinking in Java, ok? Care o să fie... Păi, ieri... Deci am luat istoric evoluția limbajelor de programare, pentru că m-a întrebat Ana care e schema cu standardele C++ 99, 11, 14, 17, știi ce zic? Și ultimul 20. Exact, da. Da, ideea e că am explicat că totul se întâmplă istoric în modul foarte legit. Tot timpul ești ok până vine un leu mai tânăr ca să îți question your supremacy, știi? Și în cazul lui C++, care o trăit long enough ca să prindă vreo 2 giganți din ăștia, avem două puncte mari, știi? Deci prima dată a fost primul limbaj. Când el era cel mai tare pe plantație, era mișto, s-a născut din C, care era un fel de overlord acolo, nu-i question, nobody questioned its supremacy. Și după aceea C++ era verișorul mai lit, mai șmecher, mai rapid, mai puțin verbose, mai puțin... Da, exact. Mai puțin bătrânesc, ca să zic așa. Și asta a funcționat până a fost the dot-com bubble, pentru că atunci a început lumea să producă foarte industrial, să se câștige un căcălău de bani din site-uri web, din aplicații web. Și când te gândești la aplicații web, te gândești la Java. Pentru că a fost limbajul făcut ca să meargă pe orice, ca să aibă un Java Virtual Machine, ca să simplifice sintaxa în așa fel încât any monkey can do it. Da? Și garbage collection, corect. Deci avea niște chestii blănițe pentru și care efectiv țineau de această disciplină de programare pe care trebuia să o ai dacă erai low level. Și acum zicea, păi ca să fii programator, nu mai trebuie să ai skillurile de management al memoriei, să înțelegi ce e memoria. Tu trebuia să ai numai cunoștințe de genul for each x în nu știu ce, bagă un if, scoatem de acolo ce vreau eu. Ești de acord? Da. Deci băiatul care zicea de cum, Jumanji, tu ziceai că nu-ți plac bazele de structurile de date. Morciori, da, așa. Menuț. Deci lumea în care trăim e de partea ta, pentru că pentru a fi un code monkey de succes nu trebuie să știi chestiile alea, pentru că sunt făcute ele acolo, ți le alege el, știi ce zic? Da. No. Dar eu nu vreau asta, ți-am zis. Eu nu sunt plătit aici ca să creez code monkeys. Înțelegi? Și atunci, ideea e în felul următor, că a venit un game changer în persoana lui Java, care a zis, face lucrurile foarte simple și foarte abstracte și ușor de implementat pentru oricine. Și a trebuit C++-ul, care nu era atât de simplu și care nu-ți dădea accesul ăla la memorie și memory management-ul și ăla automat pe care ți-l dădea Java, să se reinventeze ca să facă față la Java, corect? Și ăsta a venit standardul care? 99? Da. Dar n-are sens ca timeline. 98, da? Bun. Și a rămas relevant băiatul, da? He rolled with the punches, era încă acolo. După aceea trece încă o decadă și avem alt boom, alt bubble, the AI boom, the deep learning boom, dacă vrei, în care încă trăim. Și a venit un alt limbaj, mult mai lit și mai hipster, așa, de gen, un bag piciorul în tipuri de date, bă, dă-le în supărare că n-avem nevoie de așa ceva, știi? Și ai JavaScript-ul care și-o câștigat notorietatea, a început tot de pe web development și chestii de genul ăsta. Da, numai că problema se pune pe partea de... Deci Python-ul cumva și-o tras seva și din loosely typization-ul din JavaScript, știi? Da, ce-l face pe Python să fie Python acum și toată lumea știe, îs bibliotecile de deep learning pe care le oferă, corect? Da, și de computer... Păi da,
Da, dar nimeni nu o să-ți ducă să scrie 15 linii de cod în C++. Tu folosești OpenCV-ul pentru image processing, îl face ăla din C++ sau incorporezi în Python, scrie în două linii? Da. Știi ce zic? Pentru că da, într-adevăr, într-adevăr, toată lumea, dacă stăm să ne gândim, să bazează, se urcă pe umerii giganților și gigantul fără de care n-ar fi fost posibil nimic, îi C-ul. Corect? C-ul e primul limbaj care îi matur îndeajuns și nu îi academic ca să fie baza la toate chestiile. Sunteți de acord cu chestia asta? Da. Și peste C s-a făcut C++-ul și peste C++, cum bine observ și la Python, s-a făcut toate. Tot ce vrei. Deci la Java mi se pare cea mai faină ironia că îți dă null pointer exception. Corect? Tu ai un limbaj în care totul e pe referință, totul e high level, nu știu ce, dar îți dă null pointer exception, corect? De unde pointer, știi? Aia e întrebarea. Clar, te duci la cei underneath it all. Înțeles ideea? Guys. Da. Și ăștia care a zis că n-ați fost ieri. Deci, ideea era că a venit Python-ul, o devenit nouă cel mai sexy băiat din oraș și acum au trebuit și Java și și C++-ul să se reinventeze. Și au venit C++-ul cu noile standarde, care ce oferă? Guess what? Loosely typization, nu? Auto, nu? Da, nu este... Cum? Dar nu-i, că da, îi... Dar nu-i dynamic, îi... Am zis loosely typization. Înțelegi? Deci e o chestie care să o facă un pic mai puțin rigidă la tipul de dată. Și asta e un fel de... Nu e mai pretty, că e mai code monkeying, bă. Că nu... Înțelegi? E de ceva de genul... Că nu-ți mai pasă, știi? Da. Te acolo, ia singur tipul de dată și faci... Și că tot ziceai de JavaScript, știi? Că era băiatul hipster care nu-i păsa de nimic. Și atunci de ce există TypeScript, știi? Că la om... Că la... E greu din punct de vedere a gen linting și după aia type-ul ăla. Păi știu, pentru că asta îi... Deci, din nou, man, I don't make the rules, dar sunt niște fenomene care se întâmplă organic în realitate și anume că calea de mijloc e cea mai bună. Te duci la o extremă, vezi că nu-i bine, după aia overcompensate, te duci în extrema aia altă și după aia you need to find balance, știi? Da, da, mă, știi cum e, iarba tot timpul e mai verde la vecinul. Clar. Exact. No. Dar ideea e că acum, deci voi trebuie să înțelegeți, bă, deci mie mi se pare că we're building a new breed of programmers here și asta înseamnă că you understand the game. Nu? Deci nu poți să te duci în luptă și tu să nu știi cu cine te bați, care e game-ul în care intri. Nu? Și trebuie să înțelegi ce s-a întâmplat, trebuie să înțelegi istoricul evenimentelor care ne-au dus până aici, de ce, cine sunt playerii principali. Nu ca în The Wire, bă, uitați-vă la The Wire. Am senzația că, teoretic, voi ați apucat să ziceți pentru un mic și mi-am rămas să reanalizez situații și să vedem drum. Corect, dar pentru asta, eu chiar, deci chiar mi se pare că voi, generația voastră, trebuie să fie un pic meditativă, să se uite un pic înapoi, să analizeze un pic ce-o fost bine, ce-o fost rău, să tragă o breath of fresh air și să vadă un pic că ritmul, e prea alert, gândește-te numai un pic, că ultimii 10 ani, fratele meu, uite-te numai ultimii 10 ani în urmă, care a fost ritmul de evoluție în IT. Deci e baffling. Ești de acord cu mine? No. Și Java au trebuit să se schimbe, nu? O băgat Java 8-ul, în sfârșit o optimizat JVM-ul ăla, l-o mai făcut mai mișto, încep un pic să am respect pentru limbajul ăla. Deci, e altceva. Da, și asta totul datorită Python-ului, care le-o dus, le face nevoia, e legea evoluției. Bă, dacă ajungi să nu mai ai prădători, eu devii complacent și nu evoluezi, corect? Da. Anul ăsta sau anul ce se apără nouă versiune de Java LTS. Cred că 17 o să numească să fie de genul. Nu-ți dai seama că nu o să... F- f-
că nu o să fiu atât de entuziasmat. Da, bă, știu, dar până la urmă e Java, bă. Bă, nu știu, eu am observat că dacă rulez Minecraft ultima versiune pe Java 13, am ceva fel de sample-ul ăsta de Java 8 și mi-e convine. Bă, da, da, recunosc, dar nu că fac optimizări, dar nu, ok, deci ți-am zis, încep să nu mai fiu atât de hater cu chestia aia, nu-mi place, dar whatever, ok? No, bun. Hai să revenim. Ana? Da. No, și acum, trecem prin toate entitățile astea, da? Ce vorbeam înainte? Deci cum am vorbit, am ajuns să vorbim de Javra. A, da, programare orientată obiect, că de acolo am plecat, da? Și ziceam că primul limbaj industrial pentru programare orientată obiect e C++-ul, dar în Java, că asta aici vreau să ajung. În Java, ce, e mult mai clară o anumită chestie. Chestia asta de everything is an object. Da? Hai să vă pun și thinking in Java PDF-ul ca să-l aveți. Teoretic e tot orice crezi până și intru de base case după care fac inherit. Aia vreau să zic. Deci ai o clasă deja prestabilită în limbaj pe care dacă tu nu o scrii, o scrie el. Nu, ca toată lumea moștenește dintr-un root class din ăsta over-encompassing, corect? Da. No, bun, dar care e șmenul acolo? Ce metode am... Stai să vedem un pic. Deci, voi... Deci, aia vreau să zic. O să ajungem acolo, da? Deci, fiți un pic atenți. Hai să intrăm un pic la object class Java, da? Ia fiți un pic atenți, da? Deci, el îmi zice aici că toate clasele, e tata lor, toate, e un lanț de moșteniri care are ca rădăcină această clasă preimplementată, Ana, o vezi? Care se numește object. Și ne uităm un pic la ce metode are, da? Wow. Și observăm aici. Nu vi se pare de bun simț ce are ea pe aici? Da, e tot ce trebuie să ai nevoie. Exact, dar ce faceți și voi dacă faceți corect? Primul lucru când implementezi o chestie în domeniu, îi faci atributele, îi faci init-ul în Python, nu? Îi faci atributele, getter, setter, suprascrii equal-ul, nu? Uh-huh. Faci constructor de copiere, nu? Uh-huh. Nu? Logic. Faci un mecanism, suprascrii operatorul de mai mic, mai mic, mai mare, mai mare, ca să, de fapt, ca mai mare, mai mare, ca să poți să scrii, nu? Ca să vezi dacă e blăniță ce e acolo, nu? Ok, aici deja intrăm în chestii de multithreading, nu ne băgăm, da? Deci bla bla bla, ok. Dar primele astea, trebuie să recunoști că îs legit să le aibă orice fel de obiect, indiferent, da? Cea mai generală clasă care și îi. Ești de acord cu mine? 100%. Ana? Da. No, bun. Deci, eu de la voi, ca și studenți la Info, bă, eu vreau să nu vă cramponați de un anumit limbaj, ținând cont că majoritatea limbajelor industriale sunt OOP, eu vreau să voi să știți parte abstractă de rezolvare de algoritmi în orice limbaj. Nu contează, frate. Ai un learning curve de o săptămână și înveți să implementezi algoritmii pe care i-ai în suflet și în inimă și în minte în orice limbaj dacă ți se cere, corect? Dacă îți pică tehnologia în care lucrezi tu, nu-i bai pentru că stai o țâră acasă pe banii pe care ți-ai acumulat că ești băiat serios și te redefinești ca un programator pentru altă chestie. Tu își faci un internship whatever și tu pentru că ai bazele abstracte bine stabilite, o să-ți fie foarte ușor să faci tranziția de la un limbaj OOP la alt limbaj OOP. Asta nu o să te învețe niciodată indienii de pe net, boss. Ok? Indienii de pe net te învață cum să faci lucrul ăla în tehnologia aia și tu o să știi chestia aia, dar de-aia vii la facultate pentru că ce ți se predă aici e undeva deasupra la all the game, e chestia abstractă care transcede limbajele de programare, transcede tehnologiile, îs toate pattern-urile general valabile pe care trebuie să le știi, toți algoritmii pe care trebuie să-i știi la modul abstract, toate structurile de date pe care trebuie să le știi cu separarea abstractă de la SDA, abstractizare față de implementare, calculul complexității, deci e diferență între un ajamiu
și un profesionist, ok? Asta, de asta e nevoie de facultate, bă băieți. Pentru că any monkey can do it, dar depinde ce vrei tu să ajungi. Dacă vrei să ajungi un code monkey, eu îți zic că poți să devii autodidact și n-ai nevoie să dai bani la facultate. Înțelegi? N-ai nevoie. Poți să fii un profesionist foarte bun care rezolvă chestiile pentru companie și să fie promovat și așa mai departe. Are street smarts. Înțelegi? O învăța pe stradă cum am învățat eu basketul și se descurcă. Ok? Dar dacă toți suntem aici, hai să-l învățăm ca și cum aș fi învățat eu basketul la un club. Ok? Deci aș fi avut o aruncare super șmecheră, fratele meu. Da? Deci, nu știu ce să zic. De-aia erau numai bench warmer în echipa școlii, Cristi știe. Bă, banca era caldă, era caldă. Deci, se face treaba. Da, corect. Și pentru asta nu vine să știi și alte paradigme din function și logic. Ba da, da, ba, normal, pentru asta, mă bucur că ai spus asta, pentru că în următorul semestru o să ai o materie numită programare logică și funcțională. Corect. Și fii atent, deci, da mă, și fii atent, schema îi, că taman această programare, această paradigmă nouă a fost cea care o modificat, nu? Java 8-ul, că ai mapper, reduceri, toate blănițele alea, și care, pe care le ai deja, lambda-uri, deci tot ce ai învățat tu blăniță în standardul ăsta de STL cu lambda și cu nu știu ce, și cu auto, ref, constref și cu prostii și cu ce ai în Java, peste toate cum să zic, adaptări de concepte care îl țin de acolo. Ești de acord cu mine? Da. Și e mișto, deci cumva lumile se întretaie, ok? Dacă vrei niște viziuni diferite, încearcă să te familiarizezi, man, și cu aspect oriented programming. O să aveți un opțional pe chestia asta. Cu doamna Grigoreta Cojocaru. Da? Deci, man, old pug, tu mi-ai zis, da? Deci, trust me, deci, curriculumul e variat la noi la facultate. Ideea e că voi, și iar încep eu cu chestii de motivație și din alea, bă, voi trebuie să sugeți cât mai mult out of the marrow of life, bă. Eu nu trebuie să-ți dea nimeni, tu-ți iei. Eu mă refer la cunoștințe. Tu citești, tu întrebi. Tu trebuie să fii interesat să obții cât mai mult din această experiență de 3 ani. E la latitudinea ta. Dacă ești pe party and bullshit, o să obții chestii de pe party and bullshit. Dacă ești pe chestia de să fii serios, să înveți chestiile și să ieși un băiețaș profesionist care știe să facă treaba bine, atunci înseamnă că tu profiți de oricare ocazie care ți se oferă, da? Tu, și aia înseamnă că citești în plus, întrebi. Profis răspund. Acum, nu știu, situația mai tâmpită acum, dar zic, eu n-am văzut pe nimeni, deci am avut momente în care, din la licență și la master, aveam nevoie de guidance, ok? Am avut prof pe care aveți și voi, foarte buni, care m-au lăsat pe mine, m-au ghidat doar să mă duc către răspunsul corect, ceea ce mi se pare cea mai tare chestie, ok? Nu mai cereți motamo ajutorul, pentru că nu aia e calea. N-o să vină niciun senior dev să stea de mânuță cu tine acolo să-ți arate ce și cum. Lumea cu pampering-ul ăsta, că vorbeam cu Cristi, bă, dacă noi vă cocoloșim acum, când se gata chestia aia, o să ai un șoc. Că vine lumea reală și acolo nu așa funcționează lucrurile. Nu-i pasă nimănui de note, nu-i pasă nimănui de constructe abstracte. Le pasă de deadline și le pasă de calitatea produsului pe care îl oferi. Și se sacrifică tot pentru chestia aia. That's how the world works. Ok? Și atunci, tu ai șansa să o faci târșală, să o faci cu un efort foarte mare, sau să înveți acum în anii ăștia cum să faci lit chestiile, să ai totul la degetul mic și să o faci mult mai ușor, cu un efort minim. Înțelegi? Asta e materia asta. Dar rezolvare eficientă de probleme. Problemele sunt abstracte, oricare îs. Înțelegi ce zic? Eu asta vreau să vă zic. Încercați să trageți de voi, să fiți lit, să optimizați tot, să știți multe chestii,
Să nu trebuiască să vă duceți pe Stack Overflow, pentru că în sufletul și în inima voastră răspunsul la bagurile simple. Și asta nu puteți să o faceți decât prin muncă, prin seriozitate și prin a pune întrebări și a fi implicat în această blăniță de, nu știu, minunăție care e informatica, bă. Ok? Hai să revenim. Deci, ideea e că m-a întrebat, cine m-a întrebat, bă? Mortiori, tu mi-ai zis, nu? Că n-ar fi bine să îmi stochez hashcode-ul. Păi da, nu? Funcția asta, îți dai seama, o ține într-un membru privat acolo în, în obiectul de, de tipul object și când o returnezi, îți dai seama că nu o calculează de fiecare dată, sunteți de acord? Eu. Păi de bine, dacă îi faci override, cred că se apelează de fiecare dată, știi, să faci tu pe așa. Da, 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 dacă îl moștenești pe ăla din... de la tine, știi? Da? Da, păi da, da. E, păi da. No, dar ideea lui că e foarte simplu. Cum se numește acel principiu? Singleton, nu? Verifică dacă e null, dacă e null îl faci, dacă nu e null îl iei. Nu? Guys. Cine, cu cine mi-a zis înainte? Da. Ok. No, bun. Bun. Ana. Da. Deci, trecem prin obiectele astea și acum o să am toate obiectele astea, dar niște lanțuri mai mici, corect? Uh-huh. Și acum ce se întâmplă? Alfa-ul meu revine mai mic decât 2 și totul e frumos. Ești de acord cu mine? Da. Carina? Da. Deci, înțelegi, Carina, de ce nu-i zicem resizing și e mai mult decât atât? Pentru că eu, de fapt, recalculez cu n' mai mare chestiile astea și trebuie să recalculez gălețile pentru toate. Deci, redispersie. În română, la linia română, hash table se numește tabelă de dispersie. Ați înțeles ideea? Am înțeles. Bun. Ok. Deci, am vorbit de hash table. Am vorbit de binary search tree, AVL, red, black trees. Și acum, ziceam că graful îl implementăm cu ajutorul dicționarelor. Da, avem dicționar de dicționare. Ești de acord cu mine, Ana? Da. No, bun. Și acum, ce mai am? Pe lângă acești copaci, asta vreau să zic, că de acolo am plecat, pentru implementarea bazelor de date, am nevoie de niște arbori care nu sunt binari. Și ăstea sunt B-trees, deci o să mai aveți de învățat o structură de date care va veni în materia de baze de date din semestrul următor. Înțelegeți? Ce zic? Deci, noi aici, și e super tare, deci gândește-te că ce e mișto la echilibrările astea de aici, e generalizate aici în care ai, o să vedeți, nu, I won't spoil the fun, ok? Eu vreau numai să țineți minte că astea sunt building blocurile cu care lucrăm, ok? Și acum, pot să șterg partea de jos. Ok. Bun. Acum, ziceți-mi care sunt abstract data type-urile pe care le pot implementa cu fiecare dintre the ADTs, da? Cu fiecare dintre structurile de date anterioare și care e cea mai bună opțiune, da? Cine îmi zice? Păi, cu linked list. Stai, dar nu așa, invers, bă, nu-mi zici cu linked list, zici care e ADT-ul și după aia cu ce îl implementezi. Ok, păi Q? Păi prima pe care ai făcut-o la S, da? Bag. Bag, no, pe ce îl implementezi? Pentru moment cu Dynamic Array. Dar cât costă, stai, cât costă căutarea în bag atunci? L-am vorbit ieri, destul de nașpa, liniară. Păi tocmai am învățat o structură care îmi dă o de alfa. Sunteți de acord? Păi eu v-am zis, ok? Ai un hash table de ce? De păi ai element, frecvență. Hai că asta ați făcut-o, că îi optimizezi, nu? Ții elementul și de câte ori apare, corect? Da. Bun, următorul. Q? Hai mă, set, dacă ai bag.
mai pui o condiție să nu se repete elementele și ai set. Corect? Și la set ai două opțiuni, nu? Care e aici? De aici începem discuția. Ordered sau unordered? No. Pe ce implementezi ordered set? Pe un... Deci trebuie să pot să iterez. Deci fii atent, ce înseamnă ordered? Înseamnă că structura mea de date îmi oferă un iterator care merge sortat pe valori. Deci păi tocmai că nu, menuț, pentru că eu, dacă folosesc listele astea, astea nu sunt ordonate nici cum. Ah, okay. Da? Gălețile, dacă vrei tu, sunt ordonate, dar pot să nu fie nici ele. Deci, dacă eu, dacă contează ordinea, atunci de ce am nevoie? Binary heap. Da, mă, iar ce aveți cu heap-ul, bă? De ce binary heap? Ți-am zis că heap-ul nu mă ajută la căutare. Heap-ul îmi găsește numai minimul sau maximul sau whatever relaționat la o relație, nu? Și atunci? Da. Why? De stai sperând. Ziceți. Carina. Păi ăla ar... Da, stai. Păi dynamic array... Bă, dynamic array e ok, dar pentru adăugare în dynamic array, nu faci ODN. De când în cum? Dar bă, e dynamic array sortat ca să poți face căutare binară, asta vrea să zică ea. Da, corect. No. Păi și atunci rămâne un singur răspuns logic, nu? Da. Ana? Da. Înțelegi ce facem pe aici? Da, are sens să fac setul ordered pe binary search tree? Da, da. Pentru că ăsta, care parcurgere îmi oferă trecerea de la mic la mare prin toate elementele într-un arbore binar de căutare? De-a-s-a. Păi da, dar astea se numesc altfel, bă, la arbori. Se numesc in ordine, post ordine, preordine. Ajunge și acolo. Ați auzit de astea? Parcurgere în in ordine... În preordine? Ok. Nu, da. Ok. În ordine, că ei... Păi în ordine, stânga, rădăcină, dreapta, nu? Da, da, da. Dar ai zis DFS, aia e ok. Ok. Deci, ordered binary search tree, da? Unordered? La fel și la ordered drag, tot binary search tree. Exact, da, corect. Îi zicem BST. Ok. Bun. Dar BST... Stai să nu faceți confuzia. BST balanced, adică AVL sau RB, da? Deci să fie clar că nu orice fel de implementare căcăcioasă de arbore de căutare îți oferă complexitatea dorită. Toată lumea de acord? Da. Ana? Ai înțeles ideea? Deci nu ne jucăm aici. Bun. Și la unordered zi, Ana, cine? Ce? Bă, dar nu, te rog, gândește înainte să dai un răspuns, please. Deci, într-un set, e ca și un bag, numai că nu se pot repeta obiectele. Înseamnă că am elemente unice, înseamnă că e cazul în care frecvența nu mai trebuie ținută, că îi doar una. Ești de acord? Păi și operația de căutare atunci, care îi? Ce complexitate poate să aibă cea mai bună? Că nu contează ordinea. Ana, ți-ai pierdut atenția? Linear. Păi, nu bine. Ana? Da. Zi, te-ai deconcentrat? Da, cu ce te-am pierdut, mă? Păi, dar și de ce nu-mi zici? Mă, aici, ai înțeles ce am făcut? Pe rehashing-ul la tabela de dispersie.
No bun, și atunci, eu zic așa, am nevoie de un tip abstract de date set neordonat, în care nu contează ordinea, dar trebuie să optimizez căutarea pe acest, ca să aflu dacă există un obiect în set sau nu. Da? Ce complexitate poate să dea cel mai bine această căutare, dacă nu trebuie să fie ordonate elementele? Yo! Nu știu. De ce? De ce? Nu știu. De ce? Da, mă, despre ce am tot vorbit noi acum? De ce am inventat hashtable-ul ăsta? De unde a plecat discuția despre hashtable? De la sequential search, nu, de aici am plecat, care îmi dădea ODN, da? După aceea am zis că ajungem la arborii ăștia de binary search tree, care îmi dă ce complexitate au ăștia, că am vorbit și ieri. Pentru căutare, pentru adăugare. Ana. Care era cât capa, dacă e echilibrat arborele? Care e egal cu cât matematic raportat la numărul de noduri? Păi O de log 2N, care e numărul de obiecte din container, corect? Da. No, bun. Pentru astea căutarea e O de N, corect? Da. Și atunci ne-am gândit că poate ducem la extrem și o să ne-o dat O de alfa, unde alfa trebuie să fie mai mic decât 2, corect? Da. Păi și atunci, care dintre astea e cea mai bună? Păi și atunci de ce ai vreun dubiu? Să-mi zici, dacă nu contează ordinea, pentru că observ că în hash table aici, porcii nu sunt ordonați în listele astea, asta e singurul by, înțelegi? Porcii stau acolo ca porcii la grămadă, în cocină, înțelegi? Deci, dacă eu îi cer să fie ordonat setul, nu o să-l pot implementa pe hash table, dar dacă nu îi constrângerea asta, îți dai seama că o să apelezi la hash table, ești de acord cu mine? Da, te-ai deconcentrat, îmi pare rău. Am vorbit prea multe filozofii și de-astea trebuia să stick to the task, ok? Stai, în hashtable fiecare bucket era un single linked list, nu era un BST shell. Fiecare bucket. Bă, poți să-l faci cu BST, dar dacă tu ții numărul de... Dacă alfa-ul ăsta e între 1 și 2, înseamnă că și dacă ții o listă, și dacă ții un BST, n-o să ai mai mult de, în medie, n-o să ai decât unul sau doi porci pe găleată, înțelegi? Când începe să sară peste, redimensionare și după aia faci rehashing ca să menții unul sau doi porci pe astea, da? Da, înțeleg. Ok, dacă alfa-ul acum se duce nașpa către 0, vine 0,5 sau ceva, faci redimensionarea inversă, adică treci de la n prim înapoi la n, că nu-ți trebuie să ocupi atâta spațiu, ești de acord cu mine? Ce vorbeam aici? Uite-te, ce vorbeam aici? Exact, exact. Dar asta vreau să zic. Tot timpul am balansul ăsta, frate. Cât îmi permit să pierd spațiu pentru a câștiga o grămadă de timp? Înțelegi? Am făcut o metodă întreagă pe tema asta în primul semestru, numită programare dinamică, nu? În care pierdeai spațiu înmagazinând rezultate parțiale, dar câștigai o grămadă de timp de procesare, că nu le mai recalculai. Memoizai într-un spațiu extra niște rezultate parțiale ca să rezolvi rezultatul final, corect? Da. No, bun. Și atunci, Ana. Da. Ești supărată? Încerc să pun concentrarea înapoi acolo. Ok. Bun. Asta serves me right că încep eu să divaghez cu motivational crap. O să I stick to the subject data următoare, bine? Să-mi zici dacă se pare că te deconcentrezi cu tâmpenile mele, ok? No, bun. Ce urmează? Cine îmi spune? Îmi spui tu un ADT după set. Ce ai mai învățat? Tipuri abstracte. Așa, list. Pe aia pe ce o poți implementa? Cel mai bine. Mă gândesc pe link list, nu? Vă place asta, bă?
Băiețași și fetițe, sunteți atenți? Hai să mai întrebăm pe altcineva. Stai, aia e întrebarea, am pus-o acolo ca să creez controverse, bă, mă bucur că ai reacționat așa. Care îi marele boiuc cu alocarea dinamică a memoriei, da? Deci tu ca să implementezi pe pointer o listă, nu? Corect. Mamă, ce frumos ai zis-o, o să folosesc asta, bă, mersi, cache incoherent. Ai citit undeva chestia asta că vreau să văd articolul dacă... Ăla-i ce... Este un video de Bian Strusu care zice... Ăla-i, corect. No, bun. Ce, dă link-ul. Da, bagă-l pe grup. Bă, deci fiți atenți, hai să stabilim o regulă. Deci, menuți. Hai să punem la comun, sharing is caring, bă, deci punem aici, eu vă pun materiale, dar fratele meu, un prof ok, învață de la studenții lui. Bă, mă, spun canalul numit Rules și bagă acolo prima chestie, menționez un document, videoclip, articol, dai link. Lasă-vă că nimic momentul, nu știu da. Ce să fac. Exact, mersi! Deci, din nou, bă, deci eu am crezut că m-am protejat cu denumirea asta de toate requesturile de genul, dar se pare că voi chiar aveți așteptări de la mine, bă. Ok, deci fii atent. Bă, this is... Dai seama, bă. Da, mă, dar ideea e că ce nu vreau să devin în viața mea e șef, bă. Fuck the bosses. Ești lider, da, puterea corupe, bă. O să te pun să îmi speri rufele, chestii de aia, nu o să fie ok. Deci, glumesc. Deci fii atent un pic. O să refuz și eu, știi? Ok. Așa cum refuz un PC gras de la corporație, bă. Dacă nu-i moral și eu mă consider bogat sufletește... Bă, deci, o să vă zic cândva povestea colegului meu care... lucra în Cluj într-o firmă, dar vă zic o altă dată. Deci fii atent, man. Eu bag aici, ăsta e head-ul de la lista mea dezlănțuită, da? M-auzi? Mai bag aici, într-o altă zonă de memorie, linkuiesc pe next-ul ăsta nou element și așa mai departe și la chestia cu cache incoherent înseamnă că, cred că am mai discutat de chestia asta, bă. Ideea îi că tu nu-ți folosești hardware-ul cum a fost el făcut de la tata natură, Alan Turing, încoace să-l folosești. Ești de acord cu mine? Cine a zis cu cache incoherence? Păi, tu ai mai multe niveluri de memorie, să zicem, pseudo-RAM. Whatever, cum vrei tu să zici. Ai RAM-i și după aia ai niște zone tampon intermediare numite cache. Pe procesor, da? În arhitectura procesorului L1, L2, L3, nu? Câte ai? Da. No, bun. Și ideea e că așa a fost gândit calculatorul, ca atunci când tu să accesezi secvențial și să muți, nu? Cam ce prevezi tu că o să vină la mână în momentul următor de la tine din program, instrucțiuni, whatever, ce-o fi, obiecte dintr-un array, ce-o fi, da, le pui pe toate, după aceea mai faci prima parte de aici o pui aici și ca după aia să le ții aproape după tine în CPU să nu mai trească să te duci pentru că îți dă latency, îți dai seama că îți dă latency, nu? Că trebuie să țâpi niște curent electric prin niște filamente din CPU până în RAM, din RAM în CPU care îți dă delay la operații. Dacă tu le ai la tine aici, tu vorbești rapid, tu, am terminat cu astea, bun, pac, tu, bag următoarea, când s-o gătat asta, bag următoarea, știi? Nu? Da. E exact același principiu despre care vorbeam, că nu vrei să ai la file-uri, că nu vrei să ai o structură secvențială, ci vrei să o faci una mai arborescentă, nu? Corect? Da. O paginare, dacă vrei, pentru că nu uitați de acest concept de paginare. Sunteți de acord? Da. Paginarea e foarte importantă. Cum? Și eu să faci. Da, bineînțeles. Și, uite-te, cel mai banal exemplu, da? Și o să vezi paginarea și pe GUI-uri, corect? E vizibilă, nu? Ce-s astea? Îți dă toate chestiile de... Ce? RAID-ul? Sau ce? Slăbuți upload. Menuți
ce pot să zic? I'm a leecher, baby. N-am ce să fac, bă. Ce vrei să fac? Uite ce frustrație, 2, e băiat de treabă. Da, am codul ăsta din 2000. Cristi, tu mi-ai dat bă link-ul când am intrat pe Filelist, bă, tu mi-ai dat invite-ul. Ești power user. Tu și invite-ul. Păi numai pentru că ești bătrân, bă, știi? Dar bă, Cristi, știi când mi l-ai dat, bă? Mi-a dat invitație. O, 2007, probabil, pe acolo. Eram prin liceu, bă. Shit. Stai puțin, Filelist a fost înființat în 2006, parcă. Păi da. Și crezi că... Cel mai exclusiv din cea mai exclusivă comunitate poți să ai fost. Dar numai ți-am zis numai pe principiu că am fost printre primii temporal vorbind. Whatever. Dar bă, cel mai tare când am tras, deci fii atent, aveam un laptop cu 512 RAM în anul întâi și Radu Dragoș, îl știți? Nu, o să faceți cu el. Știi că de obicei sunt blocate porturile de torente pe cămine, știi? Și pe rețeaua de la Sega cu căminele ECO 1 și 2. Dar într-o noapte fix înainte de examenul la ASC, frate, am primit de la ceva tip de pe net, la ceva coleg de grupă, un tracker rusesc de torente, bă. Și am zis așa numai la bahulă să văd dacă pot să scot Friends, care avea vreo 60 de giga pe vremea, nu mai știu cât era, dar erau din alea DVD rip, știi? Și băi, am dat să meargă și eu am crezut că se blochează la câțiva kilo, bă. Și ce nu știam eu era că Radu Dragoș trăgea de pe torente, că mi-a zis el după aia. Și eram eu și cu el singurii de pe dita mai rețeaua de calculatoare, bă. De pe aia de la Edu, care îi de fapt dată la noi la UBB, bă. Și o tras tot până dimineața când m-am trezit. O tras tot Friends-ul, bă, și mirosea a ars. Mi-o prăjit, după aia nu mi-o mai mers bine placa de rețea. What? Deci vorbesc serios, true story. Ce să uită la meci, bă? Ce? Scuze, sorry. Niciun bai. E Dirt Rally și dă asta comenzi de cursă. Stai să pun un love la... Bă, dar nu vi se pare că Bjarne Strausu arată mai bine bătrân decât arăta middle age și tânăr, bă? Deci e incredibil. E the story of Benjamin Button, bă. Da. No, bun, hai să revenim un pic. Ana. Da. Stai să vedem cât e un ce suc. Avem timp. Dar facem ce vor. Deci, ideea e că în cache-urile astea îți dai seama că se presupune că parcurgi memoria iterativă, adică eu îmi bag câteva elemente aici, îl prelucrez pe ăsta, normal că logic ar fi ca următorul să fie aici. În schimb, în cazul listei dezlănțuite, tu nu poți să garantezi că următorul element nu se află, că următorul element se află în același frame pe care îl iei tu de aici și îl bagi în cache, corect? Și atunci trebuie să faci mult mai multe, deci faci o grămadă de trâmbăleli de date inutile între nivelurile astea de cache, corect? Și abramburești toată chestia și tu, teoretic, deci fii atent ca să vedem, să revenim un pic la filozofia asta de complexitate matematică, da? Deci complexitatea matematică a algoritmului tău implementat pe listă înlănțuită e egală cu aia pe vector, corect? Dar tu când faci cu stopwatch și măsori efectiv câte milisecunde ți-o luat, o să vezi că ești like, what the fuck? Cum poate să meargă atât de rău cu linked list versus vector dinamic, corect? Da, da. Și aia e ideea că oamenii, dacă tu ajungi să fii un code monkey, tu uiți esența și anume cât calculele tale să fac pe hardware, mă. Variabilele tale sunt în memorie, nu zici știi constructe abstracte care plutesc prin aer, știi? Deci... Momentul... Nu? Zi. Momentul ăla când ai o aplicație destul de importantă de codat și zici că de ce să nu facă de electronul JavaScript pe... Dar am citit un articol ceva de genul, că erau unii care făceau aplicație și ei n-au realizat că gen hardware-ul clientului, gen oameni de la corporație cu hardware nu-i așa puternic, știi? Așa. Și chiar s-au gândit să o facă în electron cu JavaScript, știi? Și au reușit o tonă de chestii de read și write. Oi.
Și după am realizat Double boss. Put your money where your mouth is. Adică bagă când vii cu dume din astea, bagă-te după aia în history și vezi scui particolul, că vrem și noi să știm. Deci bă, man, mie îmi place să cred că noi devenim o comunitate acum. Înțelegi? Deci aia înseamnă că share-uim chestii, știi? Zi. Și mai e chestia vreau să-ți arăt. Pe care? Unii tot au un server și au tonă de chestii de loadat și pe aia trebuie să le pună în storage bucket, în S3 pe Amazon, știi? Și problema era că, gen, loadurile de la serverul lor erau mult prea rapid, ce aveau overload. Gen, nu, se umplea mult prea repede. Și acolo o soluție și document este articolul ăsta lor care vorbește despre cum au reușit să calculeze, gen, să optimizeze limbajul om cât mai mult, fost să folosească loadurile, știi că, nu. Ideea era să folosească cât mai puțin cod și într-un fel să fie cât mai eficient și gen, dau articolul și pe data, interesant. Bă, mersi, dar nu ți se pare că tu vorbești despre exact chintesența la ce ziceam eu, frate? Optimizare pe probleme reale, nu? Că tot ce ai povestit tu era, ori avut ăștia o problemă, după aia au scris un articol despre cum au rezolvat problema aia, optimizând chestii. Right? This is what we're talking about here, son. Exactly. Bun. Ana, te-am convins la chestia asta cu lista dezlănțuită? Da. Și acum voi la SDA trebuie să implementați asta, nu? Lista lănțuită. Mm-hmm. Bun. Și sigur vă întrebați, scuze-mă un pic că vreau să zic o chestie, după aia te ascult, bine? Sigur vă întrebați ce supărarea îi treaba cu lista înlățuită pe tablou, nu? Că cine m-a întrebat? Unul dintre voi m-a întrebat. Care erai? Old Pug? Bun. Ideea e că au fost ani de zile în care și eu m-am pus aceeași întrebare, bă, dar de ce supărare tot cu listă pe tablou? Bla 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 bli. Da. Ideea e că exact. Exact. Aia vreau să zic. Și atunci cache-ul ți le stochează pe majoritatea. Dacă trebuie să îi sari într-un altul, iarăși o să fie aproximativ din înlănțuirea ta chestiile, pentru că le pui compact, știi? Deci memoria care era răsfirată aici, Ana, vezi? Deci nodurile mele când e înlănțuire din asta clasică cu pointeri care îți plac ție atât de mult. Ești atentă? Da, nu vreau să spun chestia asta în video și tot zicea că vectorul e tot mai rapid decât chestia asta. Da, dar normal. Deci eu tind să-l cred pe băiețașul ăla. Dar ideea e că tu vrei, ai niște, știi de ce faci lista înlănțuită pe tablou? Pentru că totuși structura de listă îți oferă anumite optimizări, dar ideea e că sunt prea infrecvente cazurile în care se dovedește folositoare, ești de acord cu mine? Adică, în practice, când o să ai nevoie să selectezi de pe poziția K sau să introduci pe poziția K când tu ai un iterator pe poziția K sau chestii de alea, deci nu prea îi, o să ai nevoie în anumite contexte, dar dacă iei programatorul de rând, îți foarte rare ocaziile alea, știi? Și atunci toată lumea bagă pe Dynamic Array. Ceea ce... Da. Nu? Nu? Da. Ok. Mersi, boss. Stai că îți mai dau un love aici. Îți dau o lubeniță, bă. Că e fructul meu preferat. Bun. Ana. Da. Și atunci dacă le pun unele lângă altele, înseamnă că voi folosi indicii. La fel cum am folosit ieri când am implementat heap-ul pe array, mai știi? Mm-hmm. Când am folosit, în loc să folosim pointeri ca să fac o structură arborescentă cu copil stâng, copil drept, acum trebuie să fac o listă care e liniară, dar tot așa o să zic că folosesc ăsta e copilul ăsta și folosesc numărul ăsta. Zic, în loc să țin aici un pointer unde să mă duc la memoria alocată următorului nod, îi zic, țin minte numărul care îmi zice unde se află nodul respectiv, corect? Da. Bun. Ok. Hai să revenim un pic. La unde eram? Aici. De asta am zis DLL on array. Te-am convins, boss? Da. Bun. Ce mai avem? Ziceți voi. Hai să terminăm și cu SDA-ul ăsta. Map și multe. Păi pun aici, bă, dar, man, ai început cu niște chestii și le-ai uitat pe parcurs. Coadă, stivă.
E, da hai să punem liniarele primele, da? Stack, okay. Stack, Q. Păi și asta cam la fel ca o listă. Deck. Bă, da, merge, dar poți să faci și vector dinamic. Nu, dacă... Dar are rost să te complici, deci, da, și priority cu vorbim acum. Dar la stack, de exemplu, are rost să te complici cu altceva decât un dynamic array? Nu, da. Că dacă tot, știi ce zic, adică și dll pe array, dacă, fii atent, deci, ideea lui aici la Steve că ai zice că, bă, dar de ce să țin, să aloc memorie pe array, că whatever, că ocup prea mult, da? E din nou intri în clash-ul cu cache-ul, știi? Dacă bagi foarte multe chestii în Steve, iar trebuie să îl pui pe array. Deci eu aș zice că dynamic array, nu? Da. Ok. Aici? Dynamic array mere? Da. Faci cyclic dynamic array. Am vorbit ieri. Adică implementarea din Cormen. Ha? Gen, după primul deci ai așa, ai un int care zice care e poziția primul element, ai un alt int care zice poziția de după ultimul element. Când te duci aici, când tot bagi elemente de se umple, sari ciclic și umpli aici că e liber, tot ce e înainte de pointerul ăsta, adică numărul ăsta încă e liber, și când ajungi în momentul în care ăsta ultimul trebuie să se poziționeze pe ăsta, înseamnă că s-a umplut și faci redimensionarea vectorului. Are sens? Cum? Ce ai zis de implementarea din core sau? Din Cormen. Da? Cormen. Hai că vă pun și pe asta, pe grup. Da? E o carte clasică de algoritm. Trebuie să o știți, să fie auzit de ea măcar. Dacă nu, auziți acum. Da, sunt mult. Dar de fapt coperta aia cu feriga aia sau cu ceva e clasică, man. Ok. No, hai să vedem. Ce mai avem? Ana, zi-mi tu. Ce ADT-uri? Priority queue. Exact. Care îi pe, am văzut, binary heap. Da? Da. Care, de fapt, am văzut că se poate implementa pe Dynamic Array. Mai știi, Ana, de ieri? Că doar ai fost cu mine. Da. Bun. Și... Dar acum... DQ. Ok, dar DQ-ul ăla îl punem deasupra, da? DQ... Pe ăsta... L-aș face pe DLL pe Array. Da, că și insert în față și în spate. Aia zic, știi? Că pe... Eventual poți să încerci cu insert în față și în spate tot așa o chestie cu dynamic array ciclic, dar eu zic că e mai elegant cu DLL on array. Da. Bun. Înțelegi, Ana? Ai înțeles asta? Asta de aici? Deci, ideea e... Trebuie să fiți atenți că la toate implementările on array, tot ce faci e să înlocuiești pointerii cu numere care sunt index într-un dynamic array, corect? Da. Nu, bun. Și atunci eu văd un pattern aici. Deci, nu vi se pare, le subliniez cu diferite culori. Deci, pe toate chestiile care sunt ordered, chiar clar îmi trebuie arbori balansați, da? Da. După aceea, pe toate chestiile care sunt de ajuns de simple ca și funcționalități, o să fie, deci Steve, coadă, listă, you know what I'm saying? O să fie dynamic array, inclusiv priority queue, care e tot o coadă, da? Deci toate au la bază array-ul. Ești de acord? Da. Dar, după aceea, ăsta e albastru? După aceea, la alea la care chiar trebuie să eficientizez accesul la date și nu sunt ordonate și trebuie să-mi fac în ăsta de alfa, clar toate o să fie cu hash table, corect? Da. Deci, ideea e că
într-un context ordered, nu pot scoate mai bine de log 2n. Și mă mulțumesc cu ăsta, cu binary search trees echilibrați, da? Dacă nu-i ordered și sunt niște chestii mai complexe și vreau să eficientizez accesul la toate, pentru că observăm că în acestea, astea care sunt cu galben, nu am căutare, nu? În afară de listă. Da. Da? Nu am căutare, deci priority queue, queue și stack și cu deck, n-am ce să caut în ele. De fapt, în deck, cred că pot, nu? Nu știu sigur. Dar ai push și pop, vorba ta. Deci bagi, scoți, bagi, scoți, căutarea nu prea îi, nu există, n-are sens. Da? Și atunci mai vin chestiile de, în care, de fapt, dacă stai să te gândești la set, cum ai zis și tu, dacă ai nevoie să ții perechi cheie valoare, atunci ai nevoie de map. Da? Corect? Ana? Da. Și map-ul de câte feluri poate să fie? Ordered și unordered. Păi și la ăla ordered, pe ce-l implementez? Tot pe binary search tree. Deci bst balanced de avl și rb. Bă, s-a oprit stream-ul pe Discord. Excuse me. Ce puțin la mine. Păi cum opresc stream? A, de aici. Și, da, dau din nou. Hai că, I'm gonna try to turn it off and on again, da? Bun. Și, la unordered map, o să fie, bineînțeles, hash table, nu? Numai că aici o să fie perechi, pair, key value. Sunteți de acord? Dicționarul din casă, yeah, ăla cu care dai în cap la om, are tot așa, nu? Cheie valoare, cheie valoare. Nu? Da. Yeah. Bun. Mai avem altceva? Vezi că ai uitat o paranteză, să închid. Mhm. N-o să compileze. Da. No, bun. Înțeles ideea și atunci iarăși le subliniez, da? Ăsta îi... Așa. Și ăsta la altul e așa. E clar cum se... Oh, scuze. Întrebări până aici, Ana. E ok. Deci, mă, astea sunt armele cu care lucrăm. Da, sunt rudimentare, dar de aici pleacă tot. De asta eu nu pot să stress this enough. Învățați structuri de date și algoritm bine. Și învățați OOP-ul bine. Ok? Pentru că cu astea două arme voi puteți să deveniți independent de tehnologiile pe care vi le aruncă în față X și Y și să luptați pentru voi, ok? Voi sunteți above the game dacă reușiți să înțelegeți algoritmi abstracți, tipuri abstracte de date, da? Sunteți de acord? Pentru că atunci, după aceea, clar în mintea voastră se face algoritmul abstract, tot ce trebuie. Algoritmul e făcut pe niște data structure-uri care sunt, nu, pentru niște tipuri abstracte de date, niște containere abstracte și pașii pe care îi faci iară sunt abstracți, deci, nu? Deci, ideea îi, armele tale îs, if, while și declarații. Aia e tot ce trebuie să știi ca programator și abstract data types. Sunteți de acord cu chestia asta? Reclusitate. Cum? Reclusitate. Ok, și functions. Functions calls. Func calls. De acord. Da? Am uitat de funcții, ai dreptate. Nu? Dar tu nu gândești într-un anumit limbaj rezolvarea problemei, ci îl gândești abstract. Și dacă tu faci chestia asta și afli care sunt ADT-urile care îți dau complexitatea cea mai bună, aia e ce vreau eu de la voi. Că după aceea îl puteți implementa în ce limbaj lupește vrei tu, că framework-urile tot aceeași complexitate îți dau. Corect? Da. Bun. Stai să vedem un pic. Hai să ne reîntoarcem la problema mea anterioară, că vreau să acopăr o chestie blăniță. The father, are you with us?
parcă... Te joci, bă? Ah, LOL. Haha, e în LOL, clar. I know how this ends. It's cool. No, bun. Băgăm un pic de SO, ce zici? Cu mine nu ești. Da, man. Vreau să zic că... Bagă niște chestii de Linux, dacă te interesează. Niște blănițe de prelucrare de date. Cu niște tool-uri șmechere pe care trebuie să le învețe copilașii ăștia la, la ESO și vreau să mă asigur că ori făcut. Linux? E. Deci... No, păi ce-ți pot să zic, dar... Whatever, dacă te interesează. Am mă, că Linux e fain, ce asta? Corect, man. Da, corect. Bă, don't get me started că eu ghici ce sistem de operare aveam anul trecut, bă. Ce azi? Deepin. Drăguț cu chinezii. De aia cu chinezii, bă, deci atâta m-am distrat când am citit că fură date. Deci era genial, man. A fost... Și eu eram la... Arăta super mișto, da, dar poți să-ți instalezi ăla... Da, prefer majorul cu 3. Am început să lucrez modul lor cu PSUS de DPS-uri 2K, atunci cam spunem de Linux. Ah, ok, bine, man. Dar puneți dual boot, menuț. Nu, e ok. Na, ok. Pune... Sau poți să ai cum am eu, pe laptop aia, nu? Cloator. Să joci pe cloator și gata. Bă, eu am pe... Exact, asta am vrut să zic și eu, sau ai numai Linux, cum am și eu pe toate și nu mă joc. Da, da, gen, eu am controlul de Xbox și merge pe console de Linux și merge pe Linux de suportate și... Păi eu știu, dar zic că eu nu mă joc, știi? Da, whatever. Ana, hai că tu trebuie să fii cu noi ca să învățăm cum manipulăm fișiere CSV blăniță cu armele din dotare din Linux, da? Sper să nu trească să le... Hai să vedem. Avem. Bun. Set grep oc. Ați folosit? Da. Bine că le-ai folosit. Da. Păi a fost primul seminar la Boire. Primul curs. Serios? Dar primul curs nu era cu MK DIR, prostii din alea? Păi atunci la primul seminar a fost. La cel mai tare. Da, da, eu vreau acum să povestesc filozofia din spate, da? Deci, când am început... A? Da, e că dacă tot vine vorba de chestia asta, este un tip very Linux guy la care mă uit constant și era gen chestii, că nu rula set când poți să folosești grep. Bun. Nu rula când poți să folosești... Da, normal, dar asta vreau să zic. Stai numai o secundă, man. Pentru că voi o să vedeți cât de mișto facem chestiile, da? Deci numai fiți atenți un pic, bine? Deci, da, până la 8. 20 de minute. Deci, ideea e în felul următor. No, bun. Da. Deci, ideea e, când trebuie să, ce face sed-ul, ce face grep-ul și ce face oc-ul? Cine îmi zice? Grep-ul caută un pattern în file. Așa, sed? Sed face mai multe chestii cu pattern, nu poți să faci replace. Da, ok. Deci acolo trebuie să știi așa numitele regex-uri, da? Sau regular expressions, da? Bun. Da, fii atent un pic aici, că eu vreau să pornim mai filozofic discuția asta un pic. Poți să șterg aici? Da. Deci, eu plec de la ce am început, deci... Tabelul de date. Asta ziceam, că ai CSV-uri cu date, în care pe o linie ai o instanță și pe o coloană ai atribut. Cu toate valorile pe o distanță. De acord? Da. No, bun. Și acum, hai să ne gândim un pic ce operații trebuie să fac, basically, cu datele astea. Păi, în primul rând, cum izolez... Hei, deci... Cum izolez ce? Cum izolez o instanță? Cum filtrez, de fapt, linii, știi? Asta vreau să zic.
Nu, 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 cu armele pe care, la care, care mă ajută ca să izolez linie. Bă, dar nu fiți așa, că Oku, man, nu, deci ați auzit, ați auzit de Aquila non capit muscas, știți ce înseamnă aia? Nu, nu. Înseamnă că vulturul nu fuge să prindă muște, bă. E ca și mimul ăla în care joacă, nu, nu e ăla, în care joacă Bill Gates, am vrut să zic Bill Gates cu o paletă mare, nu aia e. Păi chestia aia că Oku e un tool prea mare pentru jegoșenia asta mică pe care trebuie să o facem noi, înțelegi? Mm-hmm. Da? Deci prima, stai un pic că eu pun primele întrebări și după aia îmi ziceți voi. Deci prima dată, cum izolez o linie sau mai multe linii? Cum izolez o coloană sau mai multe coloane? Îți dai seama că dacă le fac pe amândouă izolez o celulă? Ok? Da. Și răspunsul la oc vi-l dau de pe acum. Ocul e făcut ca să fac statistici. N-ai nevoie de oc ca să izolezi linii, să filtrezi linii și coloane. I'm sorry, bro, dar nu ai nevoie. Deci, în primul rând, trebuie să vedem la ce ajută sed. Man sed, da? Segmentor, filtering transformii. Ca să transform textul în ceea ce vrei tu să fie. Exact. Și ce o să filtrez? Nu filtrează linii. Ba da, și atunci pot să... Mi-au input și atunci. Păi, hai să vedem. Ana. Creștere și partea automată. Deci, zi-mi comanda cu care eu o să iau numai mingile de basket. Nu știu. Păi gândește un pic. Dacă nu știi, zi-mi așa. Said, man said, da? The man is said. Deci... Nu știu ce face grep. Da, acum citim RTFM. Am zis și ieri, o zic și azi. E cel mai bun skill pe care îl poți dezvolta ca un programator umil. Te duci la manual și îl citești. Deci tu... Deci dacă... Ah, okay, am înțeles. Ana, acum le învățăm? Păi, da. Ana. Mm-hmm. Hai să vedem. Deci zice că e un editor, da, stream editor, da? Mă auzi? Da. Citești un pic. Hai că nu-ți citezi, eu te las pe tine să citești o țurucă. Da, am deschis și eu terminalul la mine și citesc mai bine. Bun. Ok. Cum? Hai să selectăm toate liniile care au cuvântul basket pe ele. Ce zici? Să facem cu grep. Nu. Ba, da. E cu sed? Am putea și cu grep. Dar pentru... Poți să faci, dar nu... Tu înțelegi că fiecare are un purpose. Înțelegi? Păi dacă eu îți zic că vreau să izolez niște linii care conțin un anumit pattern, nu mă ajută sedul. Da, grepul este linia pe care găsești respectiv cuvânt. Și sedul ce-mi face? Sedul e mai bun pentru locuit, că... Nu, bine, nu, hai să vedem, deci zicem cut, zi. Ok, cut, A, nu, de fapt îl dau direct pe ăsta, nu, bine, hai cu grep atunci. Tocmai ce trebuie să un link pe grupul Gelinux, așa, ăla-i, așa. Cum? Unde e? Mai sus. Mai. Ala. Așa. Ok. Ok. Corect. Da, mă știu, da. Da, you got me there. Corect. Deci, grep. Că gen fac cut înainte, că grep oricum făcea chestia, da? Ok. Ok. Deci, hai cu grep atunci, nu? Zicem grep. Basket. File. Și cum îi zicem? Mingi sau cum era? Entities. Ok? Ana? Da. Bun. Ce nu-i chiar ok aici? Că ți-am păi...
pentru că mă bazez pe prea mult bulan aici. Că dacă eu pun basket pe o altă coloană, știi ce zic? Oh, da, îi zic roșu gen minge de basket sau ceva, știi? Mm-hmm. Atunci, ce mai zic? Pot să zic, în primul rând, dacă mă gândesc să rănește, zic bă, iau numai dacă îi singurul cuvânt separat, știu că e KSV, nu? Și atunci dacă e parte dintr-o propoziție sau ceva, nu o să-l ia, că trebuie să fie singurul între două virgule consecutive. Dar iar îi țărănește, nu? Eu nu înțeleg, dacă e basketul ăla pe altă coloană, nu ți-l ia? Bă, ba da, asta zic, aia e problema. Ah, ok. Deci, despre asta vorbeam. Deci, e prea easy, știi? Înțelegi, Ana? Deci, o să-ți dea, deci tu trebuie să te gândești ca programator să encompass all the cases și atunci nu mergem la, deci tu cumva va trebui să știi care e formatul tabelului tău și va trebui să știi că ai, prima coloană e ID-ul, a doua coloană e tipul, a treia coloană e nu știu ce, a patra coloană nu știu ce, corect? Și atunci, cum pot să fac? Ce înseamnă steluță? Corect. Punct steluț, ok? Deci punct înseamnă orice, un fel de Jolly Joker, da? Da, ok? Steluța e ordinul de multiplicare cu care se repetă caracterul din fața lui. Deci oricând apare steluță, te duci în fața lui și dacă e steluță înseamnă că se poate repeta de ori de câte ori sau deloc, corect? Dacă e plus, Ana, ce îmi zice? Dacă scrie punct și plus. Nu știu. Înseamnă că se poate repeta de ori de câte ori, dar cel puțin o dată. Ăsta din față, dar un singur caracter. Dacă vrei ca un grup de caractere să se repete, îl pui în paranteze din astea, nu? Sau rotunde, care-i? Man. Rotunde, da? Ăla e pentru posibilitățile unui caracter, da. Deci, dacă vrei ca un grup de caractere, mai multe de aici, să se repete, de ori de câte ori sau niciodată, îi pui steluță. Dacă vrei ca un grup de caractere să se repete, dar cel puțin odată, îi pui plus, ai înțeles? Da. Ana. Bun. Dacă vrei să zici că poate să fie caracterul A sau poate să fie caracterul B, vei scrie paranteză și opțiunile una după alta, nu? Da. Bun. Ați înțeles ideea? Da. No, bun, și acum zi-mi ce ar trebui să scriu. Zic, punct steluță, da? M-auzi? Da. După aceea, știu că pe a doua coloană trebuie să fie singurul cuvânt, basket, că ăla definește tipul. După aia, iarăși, punct steluță. Pentru fiecare coloană. Exact. Corect? Am înțeles. Câte îs? 6, 5. Am băgat 3. Adică punct steluță în paranteză acolo de 4 sau ceva. Da, 4 este cu 5. Dar 4 era numai. Da. E repusul 45.89. Și vedeți că acum am eu meciuit tot toată chestia, bun? Dar ca să fiu băiețaș, trebuie să fac asta. Da. Ok. A, păi, căciula e început de rând și dolarul e final de rând. Pentru că dacă eu fac așa, înseamnă prefix, nu? Dacă eu fac așa, înseamnă sufix. Și eu vreau să fie identic cu așa. Da, da, teoretic, dacă e... Că practic și începi și termini cu oarta lui, care îmi acest orice. Teoretic îți mergește până la final ce mai de linie. Da, mă, dar ideea e că dacă eu am jeg la mine în ăsta, știi ce zic? O să fie nasol, adică eu nu... Dacă mi se corupe o linie, știi? Da, ai înțeles ideea? Aia vreau să zic. Da. That's programming, son. Deci trebuie să prevăd dinainte și să fiu scrupulos. Deci codul meu nu umere în 80% din cazuri, că e bullshit. Trebuie să mă gândesc să fie strict pe ce am eu nevoie, corect? Da. No, bun. Și acum, hai să vă învăț o chestie, bă.
Deci chestia asta e foarte important, o să învățați în ultimul, în penultimul semestru din ultimul an și se numește LFTC, limbaje formale și tehnici de compilare. Cum supărare credeți că fac ăștia matching-ul de regex-uri de genul ăsta? Pentru asta hai să luăm un exemplu. Da, stai numai un pic. Deci, ce înseamnă că compilează asta? Deci, hai să gândim un regex pentru numere întregi pozitive. Care sunt toate posibilitățile? Deci, gândește-te, acum noi gândim ca programatori, trebuie să encompass all the cases. Deci, ce poate să fie un număr întreg pozitiv? 0? Ok. Ok, deci stai. Opționalul plus în față. Bun, poate să fie plus sau nu. Dar secvența asta poate să fie 2, poate să fie 1, 2, 3. Deci înseamnă că un singur număr începe cu 0. Pentru toate celelalte va începe cu ce posibilități Ana poate să aibă? De la 1 până la 9, ești de acord? Nu. Ce-i cu tine, Supi? Aici. Bun. Poți să scriu 101, ești de acord cu mine? Aia înseamnă că restul numerelor toate poate să fie de la 0 până la 9 inclusiv. Corect? Ca să ai toate posibilitățile. Da. Și atunci, tu ai așa. Cum era opțional? Cu acoladă? Sau cum spunea opțional? Cu semnul întrebării, nu? Cu question mark. Așa. Deci ai plus question mark. Că poate să apară sau să n-apară ăsta de dinaintea lui. Corect? Ana, înțelegi? Da. Question mark-ul zice, bă, dacă vrei să-l pui, dacă nu, nu. Ești de acord cu mine? Da. No, bun, după aceea zici. Dar mai zi, ce plusul? Plusul e semnul plus, că pot să scriu, să definesc plus 15. Da, îl fac. Stai numai, eu zic, acum îi... într-un pseudocod abstract, dar o să-l fac să meargă, da? Na, bun. Ideea e, da, cum îl... deci are, ai dreptate ce zici. Schema e... Ana, dacă eu vreau... Cum fac distinția între punct ca și orice și punct ca și caracterul punct din codul ASCII? Știi? Trebuie să dai escape-el. Cum e? Slash sau backslash, bă? E așa? Așa, da? Da. Bun. Deci, distinția îi că dacă el vede următorul caracter care să fie backslash punct, înseamnă că poți scriu punct ABC sau punct BC. Ești de acord cu mine? Pentru că el ia chestia asta nu ca orice, ci ca efectiv caracterul punct. Înțelegi? Da. La fel și cu plus, la fel și cu semnul întrebării și plusul ăsta de aici va trebui să nu fie... orice caracter, orice repetiție, dar nu niciodată. Și atunci, va trebui să fie efectiv caracterul plus și atunci eu o să pun slash plus. Ești de acord? Da. Bun. Și deci regex-ul ăsta eu voi înlocui, bineînțeles, cred că v-ați prins, nu? Voi înlocui pattern-ul ăsta ca să îl forțez pe băiatul ăsta să fie un întreg pozitiv, corect? Da. Deci aici vreau să zic că nu vreau, deci eu știu că data type-ul, I have to enforce the data type pe fișierul meu. Corect? Nu poți să dai numele la un pattern și să... Ba da. Corect. Pot să dau. Da, okay. Da, eu acum nu vezi cât de old school suntem. O și făcut mișto de mine băiețașul că bag cat în grep. Mi-a plăcut asta, bă. Dar n-am ce să fac. Ăla îs, uite, eu sunt George Costanza, bă. Corect. No. Deci până la 9, da, poate să fie orice număr de până la 9, nu le mai scriu pe toate. Și după aceea poate să fie... Cum facem? Nu poți spune 1.9. Ba da, așa o să fac, dar vreau să fie sigur. Cred că 1.9, da? Whatever, eu o să scriu 1, 2, 3 până la 9 ca să fie clar pentru toată lumea, da? 1-9, da? Da. No, bun. Și după aceea o să zic că e de la 0 până la 9. Și o să zic steluță, corect? Da, trebuie să mai scadă. Corect. Deci, totul ăsta îl pun într-un sau, nu? Nu, plusul, cred că e înainte sau. A, da, că pot să pun, da, ai dreptate. Vezi, am încercat eu să fiu... Ana, ai prins ideea?
Tocmai ți-am spus că m-ai pierdut. A, dar n-am auzit ce ai zis. Unde te-am pierdut? La chestia ce face acum steluța. Mă, dar ce însemna steluța? Ce ți-am zis? Că ea am orice caracter, nu? Nu, ea ce e înaintea lui. Da, ziceam că o paranteză dreaptă zice posibilitățile caracterului. Deci ăsta, tot grupul ăsta definește un singur caracter. Înțelegi? Deci poate să fie ori 0, ori 1. Deci, bă, numerele întregi, cum poate să fie? Poate să fie 0. Poate să fie plus 0. Corect? Urmărești? Da. Poate să fie 1. Poate să fie, scuze, 1 plus 1. După aia poate să fie toate cifrele, cu sau minus, cu plus sau fără plus. Poate să fie 9 sau plus 9, ești de acord cu mine? După aia poate să fie 1, 0, 1, 1. Ce faci acum are legătură, nu are legătură cu fișierul tău înainte. Ba da, man, o să ajungem să-l folosim. Deci, vreau să mă asigur că pe fișierul ăsta nu vor intra date corupte pentru primul câmp de pe prima coloană, înțelegi? Ok. Și, deci... care face matching pe fiecare element din fiecare kind. E. Yeah. Deci, uite-te. Vezi? Deci, eu când fac... Da. Deci, Ana... Eu când fac la FP, da, când am făcut validatorul, validatorul trebuie să se asigure că ball ID-ul îi întreg, ești de acord? Da, da. No, bun, același lucru îl fac acum, numai îl fac super low level cu regex-uri, înțelegi? Ok. Și pentru asta am nevoie să definesc toate posibilitățile pentru un număr din ăsta, da? Și ori 0, ori ăsta, nu? Punem așa în paranteză, bă. Așa-i? Și aici pun... Paranteza după ori. Stai. A, ok. Ca să facă grupul. E, e, e. Deci facem ăsta, paranteză aici, 0 în față și mai pun un grup la astea două, nu? Eventual. Pot să pun, nu? Că nu mă împiedică. Da, pot. Și pun acoladă plus și așa. Da? Da. Ok. Ok. Deci, Ana, te uiți un pic. Da, ce faci acolo? Deci... ce acoladă, bă, că n-am acoladă? Paranteză. Acum ai spus acoladă. Scuze. Pe care? Deci, ascultă-mă. Deci, uite-te aici ce am desenat. Deci, ascultă-mă numai un pic. Uite-te. Deci, eu, ca să meciuiesc chestii, eu vin pe ce am scris aici și mă duc de la stânga la dreapta. Și primul caracter pe care îl pot întâlni poate să fie două cazuri. Ori poate să fie plus, da, dacă mă duc în cazul ăsta, dau de plus. Ori poate să fie 0 sau 1, da? Și atunci, fii atentă. Deci, plusul ăsta, slash plus, zice că pot să mă întâlnesc cu plus... Dar pot să nu mă întâlnesc cu el. Deci în unele cazuri mă pot întâlni, dar e opțional. Înțelegi? Da. Și am trecut de chestia asta. Deci cu asta am tratat prima coloană de aici, că poate să existe sau nu. Ok? Și mă duc la următoarea chestie. Asta poate, în numai cazurile astea. Zero poate apărea aici, ori cu plus, ori fără. Și îl tratez cu cazul ăsta special. Zic, poate să fie plus 0 sau 0 normal. Înțelegi? Așa. N-ai înțeles. Nu, așa, până acum da. Nu, bun. Și acum mi-au rămas restul de cazuri. Adică, pe restul de cazuri, când pun paranteză dreaptă, înseamnă numai următorul caracter, ce posibilități poate să aibă. Și fiindcă nu există numere în afară de 0 care să înceapă cu 0, poate să înceapă cu prima cifră a numărului, cea mai semnificativă, 1, 2, 3, 9, câte o fi. Înțelegi? Dar prima cifră a unui număr întreg, care nu-i 0, trebuie să fie diferită de 0, corect? Deci tot blocul ăsta, între paranteze drepte, definește numai ce poate să fie pe caracterul ăsta de aici. Ești de acord cu mine? Ok, și atunci n-ai fi putut să scrii 0 sau 1 sau 2 sau bla 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 9? Pă nu, bă, că gen 0 e un caz particular, pentru că nu poți să scrii 0, 12. Înțelegi? De 0 nu o să apară singur ca prima cifră, decât ca 0. Ai înțeles? No, bun. Da. Și după aceea,
tu, toate numerele tale poate să fie acum de nu știu câte cifre, nu contează, ori câte cifre, dar poate să nu aibă nimica. Asta spune steluța asta, spune că grupul ăsta care urmează aici poate să fie orice chestie, și 0 inclusiv, 1, toate combinațiile, toate cifrele de la 0 la 9 inclusiv. Poate să n-apară deloc ca să-mi dea cifrele de la 1 până la 9, nu? Că atunci ar fi, dacă ar avea toate posibilitățile doar cu o singură cifră. Înțelegi? Da. Și după aceea trebuie să aibă cel puțin încă o cifră, da? Că vine 10, 11, nu știu ce. Și era să se poate să ducă oricâte cifre, înțelegi acum? Ai înțeles ideea? Oricâte cifre sau nimic, da, deci steluța asta se duce la cei înainte. Dacă cei înainte, între paranteze drepte, înseamnă că poate să fie un singur caracter, dar care are valori, una dintre astea de aici. Înțelegi? Am înțeles. No. Deci dacă vă uitați pe link-ul ăla care l-am pus acolo lui Regex101, poți să bagi orice text acolo, să bagi orice regex, să vezi dacă bate și să-ți explică fiecare grup și fiecare ce înseamnă. Dankeschön. No bun. Ziceți, cum era? Deci, backslash plus? Da. Question mark? După aia? Hai că am pus, aia ziceai că e opțională, nu? După aia era paranteză. 1, 9. După aia îi 0, 9. Ana, totul e clar, așa-i? Da, doar o singură chestie. În loc de, cum se cheamă? Ups. Aia, care nu paranteză. Da. În loc de semnul întrebării, ai fi putut să pui plus o paranteză? Nu, pentru că, mă, plusul poate să apară sau să n-apară, de-aia are semnul întrebării. Păi dacă îl pun, băi... Paranteze. Nu, paranteze ca să grupeze o chestie. Ca să grupeze mai multe. Deci aș putea să fac, îi de Morgan Lost, da? Aș putea să-l bag în supărare aici, dacă vrei, dar duplici codul. Asta întrebi. Nu. Nu, bine, am înțeles, să nu întrebări dacă apare sau nu apare caracterul. Păi nu, asta am zis de la început, bă. Păi nu, mă, dar pe desenul tău cu tablata, acolo ai pus plusul între paranteze, nu ai pus... Era un backslash și un semn de pare, dar arătau cu o paranteză. Da, nu, era backslash, era, uite, ăsta. Și ăsta e semnul întrebării. Era ok, am înțeles. Escape! No, bă, dar nu trebuie să dau la astea așa, eu așa știam. Nu trebuie. Menuți. Nu dar atunci ce nu-i place, bă? Hai să vedem. Ce? Stai numai un pic să văd o secundă, să scot plusul de aici, numai așa. Dă-i page-ul ăla pe Discord și dă-mi lui de acolo. Stai numai o secundă, te rog. Un ce? Un grup? Da, trebuie să spui că nu, un grup după ori. De stai, ce mă? Gen, trebuie să încep grupul după ori, pentru că altfel e rostația. Care ori? Aici? Aici, da. Și zice să tot primul paranteză. Dar nu o să meargă, bă. Dar uite că nu merge. Deci ceva, nu-i regexul care trebuie, bă. Stai un pic. Nu-i sintaxa cum trebuie, știi? Numai o secundă, man. Deci ăsta sau ăsta... Ia stai un pic să căutăm un pic. Deci crede-mă, deci scuză-mă un pic. Deci zicem Linux regex command line whatever sed. Sau uite pe link care a zis că l-a pus cineva, că poate să arate ce eroare ai, de dacă ți explică. Păi, da, corect. Ăsta e. Ăla la 1. Hai că-l iau pe ăla de dinainte, ok? Îl iau ăsta, da? Care era? Poți să pui text string-ul acolo, să vezi dacă bate. Yeah, hai că facem asta. Da? Copy. Nu, bă, ce pop îmi dă o spune?
A, da, și bag. Și bag acolo un rând. Yeah, adică e. Un rând, că trebuie să pui un 1 sau ceva de genul. Dacă magic map cu int, că e... A, da, de fapt, e. Da, asta e zic, da, corect. Că îți face magic pe toate, vezi? Bă, dar 0 ăsta de ce e necompletat aici? A, că e 0. Nu știu. Am un prieten care... Da, da. ...care programează și folosește religii prin tot codul e indescifrabil ce face. Da, da. Ziceți, bă, oameni, care-i băiul cu aici? Dar eu cum aflu dacă mi-au meciuit sau nu? Lume ce e Să pun ce? Așa? Nu mai citești nimic. Păi da, că normal, că normal că nu mai citești nimic, man, că n-are ce. Ăsta e ok, da. Nu? Da. O meciui, deci asta zic că ar trebui să meargă, numai e vorba de Linux, bă. Știi ce zic? E, eu asta zic. Că trebuia să pun... Păi asta spuneam, bă! De ăla cu numărul reject care face automat și mai e gen ăla cum zice, părul reject, sunt două tipuri. Păi și ce, le pun la toate din astea? Nu, poți să selectezi tu ce tip de reject este, dar n-am șterge alea și gen în manual parcă e un parametru care se zice. A, da, mă știu, da, la sed, nu? Da, și grep trebuie să aibă. La grep, scuze, eu eram setat pe man, grep. Da, corect. E mare, extended rejection. E, ăla era, mă, ăla e. P? E mare și un mare. Hai că încercăm. Da, corect. No, bun, stai. Da, nu, că și eu am trecut. Uite-l. Ceapa lui, bă, corect. Ana. E mare. Aoleu, dar tu la ce supărare you pay attention, bă? Cum? Da. Mă, deci acum stai că intrăm să râd fâmă, da? Uite-te aici, da? Și ce înseamnă? Explică pentru prostul de mine. Ana, ca să înțelegi, reject este practic un fel de standard. Acum, când au fost create, exemplu, când nu a fost înființat și a avut ei, zic, noi facem reject în felul nostru, ok? Și ei au pus niște caractere în fel. După a apărut limbajul de programare Perl, care a devenit super popular, și ei au interpretat anumite caractere în mod diferit. Cum ar fi că, de exemplu, unele nu le-a ca default, ci să le pui tu escape-ul ca după aceea să le considere caractere reject. Nu. Poți să cauți până net exact ca să vezi diferențele între ele, dar de obicei, dacă nu mă înșel, modul care îl spui tu normal este, cum ar fi în fiecare mea acum, este Perl reject, dacă nu mă înșel, nu? Da. Exact. Și extended. Ca să nu mai trească să tot escape-uiești o grămadă de porcării, da, înțelegi? Da. Cauți pe net și doar câteva diferențe la modul în care interpretează caracterele și restul de la fel. So basically, E-ul ăla e un parametru pentru funcție. Pentru grep. Vedeți că folosim regex-ul de tip... ăsta, uite, ăsta, Extended Regular Expressions. Dacă vrei cu părlul ăla de care ți-o zis, puneai P mare. Dar, mă, eu știu că e greu, că nici eu nu făcusem în anul întâi chestia asta, dar... Crede-mă, cea mai simplă soluție e să te duci în manu din Linux și să citești. Știu că arată ca fundul de maimuță, uite-te cum arată, da? Dar ăla te ajută. Mai am o recomandare pentru voi. Poți să-ți instalezi TLDR și este un doxing făcut de comunitate. Pentru comunități pe care le folosești tu, dai TLDR, de exemplu, de repul de manual. Și cred că the most useful stuff care ai de când se da, apropo de chestia asta, stai numai stai să vă zic și eu o chestie, bă. Deci fii atent, ce o să fie the future of this, man? Deci o să fie, mark my words, bă, o să fie AI-enabled tools în consolă,
care o să-ți scrapuiască de pe net chestii și o să-ți aducă chestii relevante, de exemplu, și prostii de genul ăsta. Da, în... eu găsesc chestia asta, se numește Tab9 și au și integrare cu Vim și Emacs. Mhm. The future is here, da mă, deci da, link. Să-ți iau mai multe tipuri, să-ți iau mai multe tipuri, dacă ai Python și Golang există Kite, pe care ar folosesc eu pentru Python, să-i dă lumea toate. Corect. Mai ai Tab9, care e în principal general, merge super genial pe C și pe TypeScript. Și mai este Codota, care este pentru Java și parțial JavaScript. Da bă, tu unde te-ai ascuns până acum, bă, popândăule? Codota, bine, nu știu cine a pus ca link-uri, dar mă piși pe... Dar m-auzi ce zic? Unde ai fost, bă? Tab9 momentan este în beta și din cauza asta ai acces la premium features for free, inclusiv gen Tab9 Cloud care folosește serverele lor să-ți facă comentele. Da, tu mai... Da. Oh my god, pants dropping acolo, frate, doamne. Stai ce e asta. No. Bă! Kite, glăniță. Și Golang e beta la Kite. Dar fiecare are două chestii diferite. Eu prefer Kite la... pentru Python nu de Tab9, pentru că au un copilot care îți oferă și documentație și au suport complet pentru librării, de exemplu, dacă folosești Pygame. No, Python, de exemplu, nu știe să vezi, pentru că nu există Python stub pentru el, dar Kite îți oferă doar documentație perfectă și parametri la funcții. Direct completare, nu știu, doar gen, ai când îți dai să completeze, îți zici ce parametri ai. Și ce tipuri au, Ana! Da. Dacă ai înțeles chestia asta, fii atentă, trebuie să-mi faci matching-ul pentru ultima coloană. Care îs numere cu float. Ok, eu să încerc. Pe zi. Acum, nu așa live, lasă-ți fac toată. Ok, pă nu live, faci, îl faci, dar nu că vreau să vorbim, man, what the fuck. Holy smokes, haters gonna hate, bine. Păi îi tablă, uite tabla e aici, bă. Deci, recunoașteți că, Ana, recunoști că până aici e la fel, numai că de aici mai trebuie să pui o singură dată un punct. Exact. No, bun, cum zici că apare musai un punct? Sau n-apare deloc? Hai să zicem că trebuie să apară un punct prima dată, după aia îl complicăm, da? Da. Păi, îi punct înseamnă orice sau e chiar caracterul punct? Caracterul punct. No, și atunci cum îl pun? În coadă la tot ce am făcut până aici, mai trebuie să pun ce? Uite, am apăsat pe ăla că arăta ca un backslash. Ce popundăuți, bă. Deci, îi backslash punct. Ești de acord cu mine? Da. Deci după toată chestia asta care e un număr întreg. Ce? Nu mă vine speedtext, că e cam urât cu doodling. Da, bă, dar you're a genius. Nu m-am gândit la asta. Dar ești atât de amorezat de... de senatul meu popândăiesc, încât n-am scris asta. Bun, deci, recapitulăm. Slash plus, semnul întrebării, asta știi, da? Da. Paranteză, ori 0, ori grup de la 1 la 9. Scuze, mi scuzi. Buongiorno. 0, 9. Din nou, nu mă aștept să știe cineva referința asta decât Tonișor. Ce? Cu buongiorno, mi scuzi. Ce, știi? Da, tași, bă, că le-am zis de Eurotrip. Tu acolo m-a făcut că pui backslash punct, oare presupune că n-am cum să începem nou grup? Chiar deloc. Deci, bă, backslash punct înseamnă ce? Zi-mi tu, te rog. Fii, concentrează-te, că am mai explicat chestia asta. Ana, dacă puneam numai e punct aici... Vorba de le-ai spus odată, iar nu am exersat și... Pui bă, dar eu pun pariu că dacă ne uităm pe transcript am zis de vreo 3 ori, nu mă zic. Da, ok, o mai zic încă o dată. Dacă pun punct, ce înseamnă punct în regex? Păi punctul ți-a dat în caracterele.
orice fel, nu toate, orice. Îi un singur caracter, dar n-are niciun fel de constrângere cum i-am dat aici, ci poate să fie orice. Orice cod ASCII acolo, mere, corect? Așa. Bingo. Nu așa cum, fii atentă. Eu nu vreau asta, că vreau caracterul ASCII punct și atunci îi pun ăsta în față ca să îl interpreteze nu ca orice caracter, ci ca pe punct. Adică îi pune escape. Da. La punct, ca să nu îl interpreteze ca și comandă, să-l interpreteze pe ca și caracter ASCII, da? Ai înțeles? Ok. Bun. Și acum am zis ce urmează. Pot să am... Din nou vei pune backslash, corect? Acum. De ce? Deci backslash înseamnă escape. Da, backslash înseamnă, uite-te, backslash n-am decât aici în față la plus și aici în față la punct. Pentru că nu vreau ca plusul să însemne ori de câte ori, dar nu, dar cel puțin odată. Mai știi când am explicat că plus e în ordin de multiplicitate la fel ca și ăsta. Mă auzi? Da. Ok. Deci steluța asta îmi zice că cei înainte, care e un singur caracter, dar zice toate opțiunile care îs, se poate repeta ori să nu fie deloc, că atunci am cifrele, ori să fie de cel puțin o dată sau de mai multe ori, de ori de câte ori, da? Dar plus, dacă în loc de steluță puneam plus, nu mai acceptam cifrele, că trebuia să fie cel puțin de două cifre, înțelegi? Plus înseamnă ca și steluța, numai că nu poate să lipsească. Okay. No, bun. Și aici clar nu-mi trebuie plus. Aici îmi trebuie caracterul plus, de aia pun escape înaintea lui, ca să-l trateze ca pe un caracter plus din codul ASCII, nu ordinul de multiplicitate plus. Înțelegi? Ok. Deci gândește-te că plus e ca un fel de funcție. Și dacă pui backslash înainte, îl ia ca și caracterul. Numele, da. Ca și funcția care o interpretează, you know, engine de regex. Ok. Bun. Okay. No, bun. Aia se aplică orice, dacă pui backslash față la orice, ți anulează caracterul, ți-a mai luat după. E. No, bun. Și acum... Și acum trebuie să-mi zici că poate să fie orice număr de la 0 la 9. Și cu steluță. Cu plus. Că nu poate să fie cu steluță, că nu există 1, 2, 3 punct. Ești de acord? Ai văzut vreodată vreun float scris 1, 2, 3, punct și nimica? Că dacă tu îi zici că e steluță, trebuie să fie cel puțin. Dacă pui punctul, pui și măcar o decimală, corect? Și atunci... Whatever, dar nu e limbajul care îmi place mie. Dar știu, bă, dar aia au făcut-o numai ca să nu strice mie Feng Shui-ul acum. Ok? Și chestia asta o pun, așa, ok? Man, nu faci tu ordine la mine, Regex, bine? No, bun, ai înțeles? Ana? Da, am înțeles. No, bun, și atunci vin un pic și ca un jegos o să copiez chestia asta, că nu mai am chef să o scriu încă o dată. Deci dacă vrei să exersezi chestia asta, ia niște date din alea, intră pe site-ul ăla și începe să scrii regex și să apară acolo în dreapta că ai match sau nu ai match. Bun. Și acum punem backslash punct, paranteză, ok? Urmărești, Ana? Da. Nu, paranteza e înainte de asta. După aia am 09 plus, ca să se repete măcar o dată, ok? Stabilim că... Ok, mă, bine, fratele meu, punem steluță, nu, cum vrei tu. Bun. Și asta se poate repeta sau să fie sau să nu fie, da? Ok? Și atunci hai să băgăm noi, să schimbăm un pic în fișierul ăla lu pește prăjit. Să băg... Nu, stai, nu cu cat, cu nano. Nano. Nano, e o business. Așa. Da, deci ultima chestie ce ai pus-o cu punct și plus și să nu întrebări, putea pur și simplu să... Nu, cu punct, steluță și să nu întrebări, putea fi rezumată doar la plus. Deci nu știu... Nu, nu. Dacă pui plus, nu mai pui să întrebări, nu? Nu, dar ce legătură are una cu alta, bă? Păi voi vorbeți despre o chestie mai înainte și așa cred că ai schimbat chestia. Ok, stai. Deci, bă,
asta de dinainte, în care aveam, eu tot ce am schimbat, singurul lucru pe care l-am schimbat a fost să pun steluță în loc de plus, că a zis colegul tău că există anumite limbaje în care poți să scrii un 2-3 punct. Ok, bine. Dar, bă, omule, dar mi-ai stricat exemplul că știa fătuca înainte, o trebuie să vii tu cu chestiile alea să-i explic și eu plusul, știi ce zic? Aveam un exemplu perfect, valabil, justificat, dar, și o trebuie să... Trebuie să vezi care-i trolaj, care nu, eu știu, man, dar mie îmi place și trolajul ăsta, că băiatul are dreptate, adică what the fuck. Nu, uite, deci, uită-te, acum, nu mi-arată, mi-am băgat eu un text, una care are, uite, dacă dau cut pe astea, o să vezi că este una care are numai punct. Uite, îl vezi ăsta? Da. Dar oricum n-apărea că nu are basket, corect, e stâmpit, e, da. No, bun, dar ideea e că, no, bine, stai, deci ca să vezi aici, deci nu mai pun basket, aici poate să fie punct steluță. Da, vezi că nu mai mi-apare aia cu punct pentru că nu... Da? Lasă să pun fotbal, da? Și acum pun fotbal în loc de basket, deși n-aș alege niciodată. Știu, bă, glumesc. Bun, și vezi, Ana, că din cauza că am plus acolo, nu respectă chestia aia. Că trebuie să fie măcar o zecimală după chestia asta. Dacă pun steluță acum, hop-top, o să apară și un 2-3 punct, corect? Am înțeles. E? Are sens? Da. No, bun. Da. Bun, grep. What the fuck? Toată informatica e chestie de finețe, bă. Programarea înseamnă ceasornică reală, bă. Deci gândește-te așa, un program... Timpul. Da, scuze. No, deci, ideea mea era să vă arăt că cu sedul, cu grepul, bă, nu știu ce am. Cu grepul, ce am selectat? Linii. Ești de acord? Care respectă un anumit filtru. Și acum... Bun. Acum cu sedul, ce o să pot să fac? Pot să modific, nu? Diferite chestii, la aia îl folosesc, de fapt. Exact. Deci, grepul e ăla care, dacă ai nevoie numai de data retrieval, te ajută, nu? Da. Bun. Dar acum eu, dacă vreau să filtrez, să-mi zică numai materialele, da? Zim numai materialele mingilor de fotbal. Cum faci? Păi asta e pe coloană, faci cu sed. Sunteți de acord, oameni? Nu, nu e mai ușor cu oc. Dar mă, cu oc ți-am spus. N-are rost să folosești oc dacă te ajută ălălalt, înțelegi? E mai simplu. Dar mă, cu oc deja... Ioi, bă, deci nu-mi place de voi, men. Voi folosiți bomba nucleară pe ca să desfaci conserva, bă, deci nu-i da, ok. Da, asta zic, deci ocul folosești numai când trebuie, nu? O să vă... Bă, bun, și acum zim la sed, cum fac? Deci am așa, slash, nu? Și aici pun... Pă cum, bă, că nu-mi trebuie un G sau ceva după. Da, slash pentru toate liniile. Așa. Și... bun, dar prima dată ce dau ca input? Ce înseamnă mama slash? Deci el ce are, în loc să ai gen spațiu între parametri, pentru că poți să ai spațiu în... regex, folosește slash-ul ca separator. Da. Între primul și al doilea slash este ce identifică, între al doilea și al treilea... Ce scoate afară. Da. Și asta e un alt flag acolo, da. Parametrii pentru regex. Corect. Pentru că aplică de mai multe ori. În loc să oprească la primul match, aplică și pe restul chestii la care face match. Și dacă caracterul pe care trebuie să facă match, trebuie să fie chestii sensitive. Adică nu contează dacă e sus sau amar. Exact. Ai înțeles? Și acum, ziceți-mi ce vreau să match-uiesc. Păi regex. Păi zic așa, păi nu, că vreau să izolez 1, 2, 3, 4, a 5-a chestie, nu? A, da. N-o ziceți, cum fac? Cred că pur și simplu trebuie să faci ca și grupuri. Păi da, ca și grupuri, dar zi-mi cum? Grupul respectiv. Păi asta fac acum, nu? Da. Păi spune.
Păi, facem paranteze. Cu paranteze, da, paranteză, punct, steluță, virgulă, whatever. Ceva de genul, nu? Paranteză, punct, steluță, virgulă. Bun, câte am? Paranteză, punct. Stai. 7. Da, vreau, deci am 1, 2, 3, 4, a 5-a. Da, stai că vedem, dacă nu mere știm că nu mere. Deci stai un pic. Deci am grupul 1, 2, 3, 4 și acum pe ăsta iară trebuie să-l pun, da? A, tu vrei să zici să pun să nu fie virgulă? Că nu cred, cred că merge, că meciuiește prima dată la virgulă, știi? Și restul, ăla nu-mi pasă ultimul. Și acum iau ăsta, așa, era. Păi 1, 2, 3, 4, 5, da? Bun, hai să vedem. Ups. E invers? Trebuia să-l pun, bă. Cred că e dolarul. Da, nu mai știu, men, că n-am mai predat de un an chestia asta. Dai. Nope. Și tu ai dat la bulan, bă. Stai, nu? Cum adică? Arond? N-are cum, bă. Nu există, bă. Nu cred. Nu există, bă. Dolarul... Da, pune-ne acolo să... Păi zice că nu există și... Gen chat. Bă. Hai, dai drumul la un man. Păi man, aia o să și fac, man, sed. Că de-aia nu sunt Superman. Stai, mai sus, țin. Nu mai există. Groups sau ce-i? Source, dest. Ia. O să folosești sed în man ca să găsești linia care... Stai un pic, zic așa, sed, groups, ID, whatever, nu știu. Și acum stai cu overflow, hai, ce-i simplu, stai cu overflow. Da, știu, menuț. Ce mama lui supărarea, mă? Echo, sed, da, 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 slash. Ba nu, e text slash ăla, pe care pune-ai pus tu, uite-l. Păi eu ce spun, mă, dar de ce-mi urlă jegosul? Da, cred că da. Da. Că uite, când bash face diferență. Și de ce ai face acum double code când ai de folosit la grep single code? Ce faci ăsta, mă? Poate iar să-ți dai extind regex? Bă, mă gândesc, nu, poate, doamne, păzește și ferește și apără, nu. Bă, dar ce are? Deci, vezi, asta e, în fiecare an mă bate sintaxa că n-am mai folosit de anul anterior, știi? Păi, nu, example. Stai o secundă. Nu știu ce văd aici că are un P la final. Da, văd și eu aici cu P la final, dar S... S-ul de la început, aoleu. Stai un pic. Dă-i și un P la final. Și G, evident. Amen. Valid in reference 5 comandă. Stai numai o secundă. Stai numai, ok. Bă, da... Ah, bă, ce mă enervează chestia. Ah, dar nu trebuie să-i dau jeguri din astea, bă. Da, puteai să... Da, știu ce zici, dar... Da, ceapa lui supărarea! Toate-s din cauciuc, bă? Nu. Dar ce-mi dă ăsta? Ah, nu, stai. Hai să, stai. Deși un... G la final. Așa. Ok, deci avem 5 câte trebuie avem. Da, numai că-mi dă cauciuc, bă. Deci, stai. Nu-i bine.
Bă, dar stai un pic, this is not good. Ce n-ai? No, no, da, da, dar nu-i vorba de asta, man. Ai nu înseamnă că eu sunt rusty, ăla nu-i argument că nu trebuie să-l folosim. Hai să vedem. Man said. Da, da, da. Am căutat un run set on multiple lines, primul răspuns pe Stack Overflow Hawk. Ha, ha. Bă, da, ia uite-te un pic, stai, stai. Deci, iau S-ul, pun G-ul, ai replay. Deci, bă, eu nu înțeleg, man, că ar trebui să fie ok, nu? Stai, eu cred că era ceva cu grup, pe pagina care a ieșit. Păi da, dar ți-am zis că pare legit, uite-te. Uite-te. Următorul este mult mult timp. Chiar pare, nu trebuie să fie grupurile mele alea. Nu știu, de unde? Am citit ceva, dar nu sigur, gen nu-mi bagat. Da, bă, îmi ia de pe, deci dacă pun 4. Be, bă, what the fuck? Deci nu-mi spuneți, bă, am schimbat pe basket și toate sunt de cauciuc la basket. Păi noi nu am numărătoare. Nu e vorba de aia, mă, dar era, voi ne uitam pe fotbal, nu? Bă, deci era bine, mă, what the fuck? Corect. Bă, nu mă mai trolați, vă rog. Ok? Eu a fost bine. Era bine, mă, era ok, că n-avea ce să fie greșit. Ceapa deci, ei, mă. Deci care era fața de piele de cauciuc. Păi, man, cauciuc, înainte când căutam, era totul legit. Căutam mingile de basket, toate mingile de basket îs din cauciuc, deci răspunsul era corect. Și eu, de fapt, mă așteptam pentru fotbal ce dădusem un query anterior, care avea piele, cauciuc și piele, înțelegi? Deci... No, bun, acum explicăm, da? Deci totul e bine. Acum, din nou, sedu se folosește la, cum ai zis și tu, să cauți, să, poți să și înlocuiești cu sed, bă. Da. Să cauți să înlocuiești anumite părți din linie, să zic. Deci anumite coloane, mergi linie cu linie și pe coloană, pe baza regexului care apare între primul slash al doilea slash. Mă auzi? Ana. Între primul slash al doilea slash zici cum îți împarți linia. Deci cam cum ai făcut aici, da? Aici zic așa. Backslash paranteză. Cine? Stai, cine? Old pug? Bine, boss. Hai că termin și eu acum. Ok, 7. Da, bine, papa. Man, nu, man, I don't know, vreau să înțelegi chestia asta, înțelegi? Da, deci. Deci dacă aș fi nașpa, ți-aș răspunde read the fucking manual ca să afli ce-i S-ul și G-ul, înțelegi? Înțelegi? Deci, dar ți-o mai zis tipul înainte, ai auzit un pic? Hai, recapitulează tu ce ai înțeles din ce am făcut până aici. Ana. Deci partea de S-ul am văzut doar că tot a spus acolo S-ul. Ok. Așa. Bun, dar atunci hai să facem așa, man said, da? Da. Ok. Și îți zice undeva aici ce îi, da? Uite, uite-te aici. Ok. Yeah. No, bun. Nu, și după aceea, cum ai spus tu, despart. Și G-ul înseamnă global, da? G nu e de la Gabi, că e de la global, înseamnă că merge pe toate liniile, da? Și ia linie cu linie și meciuiește primul grup de la început până la virgulă, vezi că ai aici o virgulă, ăla e primul, prima coloană.
După aia următoarea coloană, următoarea coloană, următoarea coloană, până când dau de coloana de care am nevoie, care îi a cincea coloană, înțelegi? A șasea, de, a cincea de fapt, da? După aia nu mă mai interesează. Și eu vreau să-mi afișez, adică asta între primul slash și al doilea slash, îi input-ul. Output-ul îi dintre al doilea slash și al treilea slash, în care zice pe care dintre grupurile astea vreau să le afișez, înțelegi? Okay. Și, și atunci cu asta selectez basically coloana, înțelegi? Ok. Și încă o chestie, adică pui backslash și apoi deschizi paranteză punctelul și iar pui backslash, pentru cea mai bună următoare de ultimele coloane. Man, deci paranteza asta trebuie să fie, să aibă backslash, da? Ok. Aia deschisă. Okay. Păi și atunci aia e paranteza care se închide, care la fel are nevoie de un backslash, nu-i logic. Dacă ai caractere de paranteză deschisă care necesită un backslash, îți trebuie și paranteza închisă să aibă un backslash, nu-i simetric. Tu trebuie să... Păi bă, dar e logic, atunci de ce am pus-o la asta? Ca să... Pentru că așa îi zice sed-ul. Eventual, de cred că... Sunt caractere speciale și trebuie schit, pentru că altfel le ia caractere normale. Gen, eu scaut o paranteză în loc să-și zică că începem un grup, știi? Ok. Am înțeles. No, bun. Ai înțeles acum? Am o întrebare. Da, zi. După cinci la grup, nu cred că ar mai trebui să spunem și virgula, nu? Cel pur și simplu... Nu contează, da, acolo, da, corect. E acelor... What? Ce? Stai. Ce supărare s-a întâmplat. Nu, pentru că... Da, după aia nu meciuiește bine virgula, nu, trebuie virgula acolo. Gândește-te că virgula e comma separated values, îți trebuie virgula aia. Da, cum am zis că virgula ăla nu mai interesează ce este. Adică nu înțeleg ce, dacă punem fără virgulă... Pentru că nu ți se oprește, păi grupul tău nu se oprește la virgulă, îți dă tot, nu? Îți dă, se duce pe următoarea chestie, basically. Da. N-are virgulă, adică plăși așa, plăși. Da. Am înțeles. Deci, ok. Și acum, ca să terminăm, Ana, ai înțeles? Da, și tu nu ai gen ca prima chestie să fie gen start-up string, încă încerci să îmi iau una ultima bucată. Bă, hai că e prea târziu, holy shit. Deci, pentru oc, bă, deci grepul și sedul, ați înțeles ce faceți? Cu grepul filtrați linii, cu sedul filtrați pe coloane, dacă vreți, sau modificați, da? Are sens? Are sens. Bun, și după aceea, dacă eu vreau acum să iau toate porcăriile alea, unde-s? Deci tot fișierul meu, da? Și vreau să fac statistici cum ați făcut la FP. De-abia acolo se justifică ocul. Înțelegi? Eu vreau să văd câte mingi de basket, câte mingi de fotbal, câte mingi de rugby și așa mai departe, corect? Da. Și atunci, de-abia acolo am nevoie de programare și am nevoie de begin și end și să-mi țin niște dicționare pe care le instanțiez în begin. După aceea să tot iterez linie cu linie să verific care îi al nu știu câtelea, care e al doilea câmp, să-l folosesc ca și cheie în dicționarele alea. Frecvența o să o modific tot în dicționare de alea și după aia în end printez ce mi-am făcut eu în dicționare. Deci aia deja e programming acolo și eu v-aș sfătui să folosiți OCU doar când e chiar necesar. Sunteți de acord cu mine la chestia asta? Da. No. Deci când bagi filtrare pe linii, bagi un regex matching ca să faci cu grep-ul. Când vrei să mai izolezi chestii, faci sed. Cu astea două, dacă folosești sed în congruență cu grep, îți dă diferite căsuțe. Dar dacă vrei să faci ceva mai mult care necesită stocarea în niște variabile a unor date care transced liniile și coloanele și așa mai departe, atunci de-abia folosești ocul. Corect? Înțeles, oameni? Hai că trebuie să termin și eu. Da. Sper că v-a plăcut. Mulțumim mult, bă, nu... Mulțumim mult. Bă,
A true asset e mortuary, bă, să mai vii. Ce, fii atent. Numai că n-am mai spus acum că am fost furat toate părțile și n-am fost atent când ai avut nerușit. No, bun, super. No, bine, vă mulțumesc pentru audiența prelungită. The Father, it's been fun. Ziceam că terminăm acum, bă, termin și eu. Bă, alea ce le-au pus acolo, autocomplete pentru Python sau? Nu, Tab9 merge pe multe limbaje, e generic. Tab9 este pentru că e pentru Tab9 și gen. El nu verifică heights de parametri, ci e mult mai generic, gen. Tot string-uri, știi? Și atunci e foarte bun, că de exemplu eu am pățit în Sipta asta, să trebuie să scâdă multe ori data type, genul. Și la 50 de data type și numele potriți, și cu i sau i sunt dacă vreau să-l prindem. Și cum îl folosești? Gen, le instalezi. Ai acolo, cum le instalezi și pe ce nu, 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 editor. E extension pentru bani editoare. Tab9 merge pe tot. Da, cam toate sunt foarte VS Code. Visual Studio e doar IntelliCode de la Visual Studio. Sunt puține care merg pe Visual Studio. Gen pentru C, folosește și C-Lion, e super bun. Eu folosesc și C-Lion for... C-Sharp, Rider, de ce nu folosești Rider pentru comieri Sharp și... Mamă, frate, te plătesc ăștia de la JetBrains, bă, băiatul. Nu, dar am folosit cu tot ce e Sharp și dezinstalat. Deci eu am folosit și eu am dat și C-Sharp și gen am folosit în Visual Studio și după aia mi-am pus Re-Sharper pentru că îmi oferă multe chestii faine și după aia am realizat că e un editor întreg bazat pe Re-Sharper și e Rider și merge super. Da, și poți instala și în Linux, by the way. Da, deci e ce vrei.